Stimați oficiali din Republica Moldova și din țările partenere, România și Ucraina, dragi speakeri, participanți ai forumului, stimați reprezentanți ai sectorului turistic și auditoriu online. În numele Agenției de Investiții din Republica Moldova, gazdă al evenimentului de astăzi, am deosebită onoare să vă salut și să vă mulțumesc pentru a fi dat curs invitației de participare într-un eveniment de rezonanță atât pentru reprezentanții industriei turistice din cele trei țări, precum și pentru toți doritorii de călătorii cultural-spirituale dintr-un spațiu geografic transfrontalier. Astăzi, prin intermediul online-ului, împreună vom transcende hotarele fizice, dar și cele temporale, pentru a pune în valoare potențialul turistic al patrimoniului cultural istoric comun, lăsat drept moștenire de către marele demnitar medieval, voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt. La câteva secole distanță, personalitatea voievodului rămâne a fi un liant dintre tezaurul istoric, cultural, spiritual și obiectivele turistice contemporane. În calitate de dezvoltatori ai rutei, alături de partenerii noștri instituționali din România, ne-am propus să conectăm țările noastre la un circuit turistic regional și global. Solidari în convingerea că personalitatea voievodului deține toate ingredientele pentru a deveni un simbol de ancorare a ofertei culturale locale într-un spațiu internațional, ne dorim ca ruta să devină și o opțiune de prelungire a sejurului turistic pentru potențialii vizitatori atât din statele europene, cât și din țările foarte îndepărtate, precum Asia, Orientul Mijlociu, Japonia, SUA și Canada. Tocmai de aceea, la dezvoltarea identității rutei, am asigurat elaborarea logo-ului și a tuturor materialelor informaționale, promoționale, inclusiv în limba engleză. Elaborată în 2019, ruta voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt constituie un rezultat combinat al eforturilor instituționale dintre România și Republica Moldova, o încercare să articulăm printr-un traseu unic și utilizând o identitate grafică comună cât mai multe obiective cultural-istorice și turistice din ambele țări și astfel să extindem la maxim numărul beneficiarilor din turism ce se va bucura de o promovare consolidată și consecventă. O rută turistică valorificată poate funcționa drept un adevărat motor economic și un instrument de susținere directă a întregului ecosistem al industriei, alimentând activitatea ghizilor, celor din Horeca, transportatorilor și, nu în ultimul rând, o sursă vitală pentru familiile din zonele rurale, reprezentate de către meșteșugari sau de gospodarii agropensiunilor. Iar restricțiile de circulațiile, criza sanitară și cea economică provocate de pandemie vin să ne amintească pe cât de importante sunt solidaritatea și mobilizarea eforturilor în vederea unei recuperări cu maximă reziliență pe viitor. În acest context, îmi pun speranța că și evenimentul de astăzi va fi un exercițiu de unificare a platformelor de promovare și instrumentelor de marketing dintre țările noastre, venind în susținerea tuturor reprezentanțelor din sectorul turistic. Pe această cale, vreau să aduc sincere mulțumiri tuturor vorbitorilor din eveniment, care prin intervențiile, prezentările obiectivelor rutei, vor contura un tur virtual pe traseu, oferind totodată o lecție de istorie și spiritualitate despre epoca domniei voievodului Ștefan. Participarea la forum a speakerilor din Ucraina sperăm să creeze un fundament solid pentru a realiza dezideratul nostru cu România, privind extinderea oficială a rutei pe teritoriul ucrainian și a obține certificarea internațională. Prin evenimentul de astăzi, Agenția de Investiții din Republica Moldova trasează bilanțul activităților sale de promovare și susținere a sectorului turistic, aducând sincere mulțumiri partenerilor internaționali, cetățenilor din țară și din diaspora,
a tuturor actorilor din turism pentru votul de încredere într-un an pandemic, în care ne-am asumat rolul să ghidăm mediul de afaceri pe calea transformărilor. Am menținut prezența Republicii Moldova pe radarul turistic global prin raliera la campania Travel Tomorrow, concursurile Healing Solutions Tourism Challenge și Tourism and Gastronomy, lansate de Organizația Mondială a Turismului. În premieră, am asigurat participarea delegației Republicii Moldova pentru a prezenta oferta turistică pe piața scandinavă la expoziția internațională de profil Matka Helsinki, dar și la expozițiile tradiționale deja Bit Milano, TTR București, Intermarket din Federația Rusă și am popularizat oferta gastronomică a țării noastre în cadrul emisiunii TV din Federația Rusă Paedim Paedim. Am identificat și transpus pe o mapă digitală interactivă circa 600 de destinații și obiective turistice din țară. În cadrul campaniei de relansare a turismului intern ne-am pornit protejați. Urmarea acesteia, am înregistrat peste 13.000 de urmăritori care au descoperit Moldova prin articole și posteri. Fiecare al patrulea obiectiv turistic ne-a raportat o supra-solicitare de vizitatori și peste 2.000 de maratoniști au împărtășit pe internet propriile experiențe turistice prin Moldova, iar un număr considerabil de operatori turistici au utilizat rezultatele sondajului național pentru a reconceptualiza și a lansa noi produse turistice interne. Și nu în ultimul rând, pictura murală a podului de la Telecentru, realizată de artiștii noștri graffiti, am creat o carte de vizită a municipiului Chișinău, aleasă de sute de cetățeni în calitate de memorie fotografică de referință. Echipa Agenției de Investiții și-a asumat limitările pandemiei drept o etapă de pregătire și actualmente suntem în proces de elaborare a campaniei de promovare a Republicii Moldova drept destinație turistică pe extern, pentru a o lansa în perioada post-pandemică, atunci când anularea restricțiilor ne va permite să revenim la o normalitate ajustată la noile realități. În concluzie, permiteți-mi să evidențiez următorul gând. Fiind moștenitori unui patrimoniu cultural istoric comun, inedit prin valoare și impact spiritual, ține de responsabilitatea noastră ca cetățeni și capacitatea noastră la nivel de instituții publice să creăm platforme în susținerea dezvoltării comunităților. Uniți prin moștenirea lui Ștefan cel Mare și Sfânt, exprimată prin lecțiile sale de strategie militară, diplomație, economie și creștinătate, vă îndemn să devenim cu toții ambasadori ai rutei Marelui Voievod pentru a transmite tezaurul pe care îl deținem generațiilor actuale și viitoare. În continuare, cu mare drag, vreau să ofer unuia dintre partenerii noștri instituționali un susținător fidel al inițiativilor culturale și nu doar, inclusiv turistice, lansate de Agenția de Investiții. Este vorba de colegul nostru, secretarul de stat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării ai Republicii Moldova, domnul Andrei Chistol. Drag Andrei, ai cuvântul. Excelența voastră, domnule ambasador, stimate domnule secretar de stat, doamnă director general, dragi prieteni, iubitori ai turismului cultural din Republica Moldova și din România. Sunt onorat să particip astăzi la inaugurarea acestui eveniment simbolic și onorabil pentru turismul din Republica Moldova, forumul dedicat promovării rutei cultural-turistice Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt. Vreau să aduc din start felicitări organizatorilor și colegilor din România și din Ucraina pentru participarea la acest eveniment important pentru Republica Moldova și pentru țările din regiune.
În pofida problemelor și impedimentelor provocate de pandemia COVID-19, este îmbucurător faptul că astăzi asistăm la acest eveniment important și împreună depunem efort pentru ca să identificăm cele mai bune soluții și oportunități pentru promovarea patrimoniului cultural comun, de crearea unor noi instrumente de dezvoltare a turismului în țările noastre. Industria turismului, așa cum este și domeniul patrimoniului cultural, este unul dintre cele mai complexe domenii care nu poate funcționa, nu se poate dezvolta fără de a avea contribuția și altor domenii conexe și fără a avea susținere din partea altor domenii. Este îmbucurător faptul că în ultimii ani în Republica Moldova, grație unor inițiative care deja au fost enunțate de către doamna director, turismul din Republica Moldova se dezvoltă pe o arie ascendentă și acest lucru este îmbucurător și din perspectiva promovării patrimoniului cultural, dar și din perspectiva susținerii dezvoltării turismului din Republica Moldova. Este important ca prin aceste inițiative și prin aceste eforturi conjugate, pe de o parte, ale instituțiilor publice, ale instituțiilor de cultură, ale partenerilor de dezvoltare, să dăm turismului acea dimensiune și să stabilim că turismul ar trebui să fie o prioritate de dezvoltare a Republicii Moldova. Ruta voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt în România și Republica Moldova este un concept inovativ care reunește localități din România și Republica Moldova și alte importante elemente de patrimoniu cultural din ambele țări și toate acestea fiind puse într-o albie frumoasă și în acest concept inovativ de rută culturală oferă posibilitatea turiștilor din străinătate să descopere acest frumos patrimoniu cultural al Republicii Moldova și României. Pentru România, pentru Republica Moldova și România, această rută înseamnă o mai largă deschidere spre turismul extern, precum și o posibilitate de valorificare a poziționării noastre geografice. Patrimoniul cultural nu este subiect pasiv de contemplare, ci participă direct la viața comunității, fiind în cadrul dezvoltării durabile o resursă importantă de dezvoltare a comunităților noastre și de asigurare a prosperității comunităților noastre. Ambianța unui monument sau a unui sit istoric permite o mai mare și o mai largă gamă de evenimente culturale și educative și acest element a fost pe deplin valorificat în ultimii ani. Fiecare comunitate asociază patrimoniul cultural anumite valori cu care se identifică, iar apropierea locuitorilor de patrimoniul cultural este un element de catalizare și de coeziune socială și pentru promovarea responsabilităților cetățenilor față de acest patrimoniu cultural. Patrimoniul cultural al Republicii Moldova este încă departe de a fi valorificat la întregul său potențial. Mă bucură că unele din proiectele de restaurare, de valorificare a patrimoniului cultural, care au fost realizate în ultimii ani cu suportul României, în cazul Sălii Corgă sau Muzeul Național de Artă, cu suportul Uniunii Europene și a Statelor Unite, restaurarea cetății Soroca, cetății Tighina, Bisericii de la Căușeni, se includ armonios în cadrul acestor rute culturale. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a inițiat în ultimii ani mai multe proiecte de valorizare, protejare și păstrare a patrimoniului cultural național, fie că vorbim de covorul basarabian, de mărțișor sau de arta vernaculară, de tradițiile asociate sărbătorilor de iarnă, care au fost, grație eforturilor comune din Republica Moldova și România, recunoscute la nivel internațional de către UNESCO, fiind deja parte a patrimoniului cultural universal. Faptul că în acest an 2020 drumul vinului a devenit primul traseu turistic certificat de Consiliul Europei ca rută culturală europeană este o realizare importantă și o contribuție enormă la dezvoltarea turismului din Republica Moldova, la promovarea valorilor patrimoniului cultural. Prin combinarea mai multor dimensiuni ale patrimoniului cultural, contribuim cu toții la creșterea atractivității locurilor și destinațiilor turistice din Republica Moldova. Din aceste considerente, deja de mai bine de 5 ani, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, împreună cu instituțiile din subordine, organizează tradiționalele evenimente dedicate târgului covorului,
Festivalul Descoperă la rezervația Orheiului Vechi, Ziua Națională a Portului și alte evenimente importante care contribuie plenar la diversificarea ofertei turistice pentru turiștii din, care vin în Republica Moldova și o mai bună cunoaștere a patrimoniului cultural. Astăzi, și în cadrul acestui eveniment și pe platforma guvernamentală, este important să fim solidari, să fim uniți și să identificăm cele mai bune opțiuni de politici publice care să asigure, pe de o parte, o mai bună păstrare și valorificare a monumentelor istorice, pe de altă parte, identificarea unor soluții și instrumente inovative de dezvoltare a turismului din Republica Moldova. Și este necesar să înțelegem că doar împreună, doar prin eforturile conjugate, pe de o parte ale instituțiilor publice, pe de altă parte ale comunităților locale, ale partenerilor de dezvoltare și ale colegilor și cetățenilor din diasporă, putem contribui la dezvoltarea turismului și promovării patrimoniului cultural comun. De aceea vreau pe final să mulțumesc organizatorilor acestui frumos eveniment de astăzi, prin care punem în valoare contribuția enormă a voivodului Ștefan cel Mare și Sfânt la dezvoltarea patrimoniului cultural, la promovarea acestuia ca resursă dezvoltare, și doar împreună putem să asigurăm o mai bună dezvoltare și promovare a patrimoniului nostru cultural comun. Vă mulțumesc! Ruta cultural-turistică transfrontalieră a fost lansată acum 2 ani. Practic, este un rezultat al semnării acordului interguvernamental dintre Republica Moldova și România în noiembrie 2018. Și acest rezultat nu ar fi fost posibil fără implicarea directă, susținerea, colaborarea permanentă cu partenerii noștri instituționali din România. Cu mare drag vreau să ofer cuvânt secretarului de stat la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri din România, responsabil pe dezvoltarea turismului, domnul Emil Răzvan Pârjol. Vreau să văd dacă avem legătura. Sunt aici. Bună dimineața și vă salut pe această cale. Ne auzim bine? Sărut mâna, vă aud foarte bine și v-am urmărit. Vă mulțumesc pentru prezentare. Bună dimineața tuturor, stimate domnule secretar de stat, excelențele voastre, domnilor ambasadori ai României și Ucrainei în Republica Moldova. Bună dimineața tuturor participanților. Mă bucur foarte mult să am această ocazie de a participa la acest webinar, haideți să-l numim webinar, chiar dacă vă spun sincer că sunt așa mai de modă veche și aștept cu nerăbdare momentele în care vom putea să ne vedem din nou, să ne strângem mâinile, cel puțin, ca să spun astfel. Dar deocamdată trebuie să rămânem online și mă bucur mult că vorbim despre lucruri frumoase și evităm să mai, pentru un mic moment așa și pauză, nu mai vorbim despre COVID și vaccinul și alte probleme, vorbim despre un turism în general și un turism în special cultural, ceea ce ne dă speranță și optimism și bucurie, spun. Astfel încât aș începe prin a transmite mulțumirile noastre pentru toți cei care au fost implicați și sunt implicați în această dezvoltare a turismului cultural transfrontalier. Am convingerea că siguranță într-un viitor extrem de apropiat va trebui să ne gândim la o cooperare mult mai strânsă pentru produse turistice comune ale zonei în general și, bineînțeles, că între România și Republica Moldova în particular. Astfel încât vă aduc salutul Ministerului Economiei și implicit al Guvernului României. Suntem aproape și ne dorim foarte mult să putem dezvolta și alte proiecte comune de acest gen. Ei bine, ce să vă spun? Știm cu toții foarte bine, ni s-a schimbat viața. Nu suntem într-o situație total extraordinară, dacă vreți, de la viața noastră socială până la viața particulară și profesională și, bineînțeles, că turismul este unul din acele sectoare de activitate afectate major. Și cu toate măsurile pe care încercăm să le întreprindem și să susținem, vedem că deocamdată există încă acest risc de a călători și această dificultate în a îndeplini, dacă vreți, dorința de vacanță și de călătorie. Dar asta nu ne împiedică, cred, să ne gândim la viitor și
cred că această rută transfrontalieră face parte din aceste proiecte care, începute de ceva vreme, vor continua și vor da, poate, vor fi de bun augur și pentru alte proiecte comune. Bineînțeles că un astfel de proiect se încadrează într-o politică care aduce beneficii tuturor, se creează locuri de muncă, se dezvoltă diferite comune și localități și cred că este efectiv esențial să avem această cooperare strânsă și un parteneriat cât se poate de activ între țările noastre. Am zis întotdeauna că turismul este și are un factor extrem de important, un factor educațional. În cazul turismului cultural în special. Și cred că o călătorie prin această rută este o adevărată lecție de istorie, în definitiv, și de spiritualitate. Este un itinerar lung. Cel puțin în România, el trece prin 7 județe, începând cu Bacău și ajungând la Botoșani și, bineînțeles, trecând prin Vrancea, Neamț, Vaslui, Iași, Suceava. Dar el ajunge în Moldova, în Chișinău, Orheiul Vechi, Merei, Soroca, Tighina. Și cred că această istorie a eroului nostru legendar, care a fost voivodul Ștefan cel Mare și Sfânt, este extrem de prezentă și de vie încă în aceste meleaguri. Acest fapt se datorează obiectivelor turistice reprezentate de mănăstirile ctitorite, de cetățile fortificate, de beciurile domnești, vechi de peste 500 de ani, a căruia, spune, continuitate s-a păstrat până în zilele de astăzi. Și nu în ultimul rând, muzeile în cadrul cărora sunt în permanență organizate expoziții cu artefacte din timpul domniei Marului Voievod. Un alt scop al acestei rute este conștientizarea autorităților publice locale. Și bineînțeles și a actorilor privați. Deseori îmi dau seama și nu numai pe această rută că este important să aducem aminte și localnicilor, atât privați cât și publici, despre capitalul și impactul pe care îl pot avea anumite obiective turistice din zona lor și pe care poate nu întotdeauna le pun suficient în evidență. Deci, cred că este esențial să facem acest lucru, să le readucem aminte și să-i punem într-o situație de colaborare. Deci, ne dorim absolut creșterea vizibilității atât a României cât și a Republicii Moldova, ca destinație turistică atractivă și durabilă, bineînțeles prin intermediul patrimoniului cultural istoric. Un important demers în acest sens pe care ne propunem este promovarea acestei rute prin realizarea unui film documentar care să prezinte cu maestrie obiectivele turistice incluse în rută, aflate pe teritoriul ambelor țări. Astfel încât, de îndată ce vom avea posibilitatea fizică, aș spune, să avem circulația turistică, cum o știm, până în această pandemie, am dorit să demarăm acest proiect care să completeze traseul spiritual. Și nu ne vom opri aici, deoarece în baza acordului dintre România și Republica Moldova privind colaborarea pentru promovarea turismului, semnat la 22 noiembrie 2018, sunt sigur că vom realiza ceea ce vă spuneam și la începutul intervenției mele și alte proiecte comune de promovare turistică. Desigur că, știți vorba aceea românească, speranța moare ultima, speranța noastră este ca anul viitor să fie totuși un an ceva mai predictibil și mai bun decât acest anus horribilis 2020 și din punct de vedere al turismului, cu tot ceea ce se va întâmpla, vaccin, imunizare și așa mai departe, să putem să ne imaginăm, aș spune, un trafic de călători și turistic superior al acestui an, astfel încât am convingerea că turismul în perioada imediat următoare, dar nu aș prea ști să definesc cât înseamnă imediat următoare, adică îmi pot imagina personal că va dura probabil cel puțin 2 ani de zile, turismul va fi esențial local și de proximitate. Ori acest lucru se încadrează perfect în planurile noastre comune de dezvoltare acestor două țări, bineînțeles, limitrofe și apropiate cultural. Astfel încât cred că va fi un moment absolut favorabil descoperirii unor locuri și destinații turistice, poate chiar și uneori mai puțin cunoscute decât o astfel de rută culturală,
și îmi doresc sincer să putem să zâmbim și să conlucrăm începând cu anul viitor și pe multe alte produse turistice comune. Astfel încât am să închei aici, prin a vă transmite din nou salutul Guvernului României și al Ministerului Economiei și, bineînțeles, în prag de sărbători, toate cele bune. Vă mulțumesc! Mult, domnule secretar de stat, pentru că sunteți astăzi alături de noi în acest eveniment. Și precum ați menționat și dumneavoastră, turismul are într-adevăr un chip uman. Vorbește direct către inimile oamenilor și noi, la rândul nostru, ne doream foarte mult ca acest eveniment să fi fost în format fizic. Dar în același timp, cu siguranță, va veni ziua și clipa în care noi împreună cu dumneavoastră avem în intenții să realizăm și un tur real pe acest traseu, care să parcurgă toate obiectivele, în care ghizii din Republica Moldova și România și Ucraina, vloggerii, să poată să-l parcurgă în mod fizic, tocmai pentru a fortifica aceste eforturi de promovare și vizibilitate. Și precum ruta nu este un itinerar foarte fix, este un organism viu. Noi, dezvoltatorii, lansăm invitația către toți cei care sunt din industrie sau dețin obiective turistice și pot autentifica printr-o legendă sau printr-un fapt istoric legat de numele Marelui Voievod, lansăm invitația cu căldură să se ralieze la această rută și pe viitor. Vă mulțumim foarte mult încă o dată pentru prezența în eveniment. Și acum, cu mare drag, rog regia să ne asigure următoarea legătură online și cum vreau să ofer cuvânt ambasadorului în sensul plenar al acestui cuvânt, domnului ambasador al României în Republica Moldova, un fidel susținător al tuturor inițiativelor de culoare și de suflet românesc, domnului ambasador Daniel Ioniță. Bună ziua și vreau să verificăm legătura dacă ne auziți bine. Bună ziua, eu vă aud foarte bine, v-am și văzut, v-am și urmărit cu deosebită atenție până acum. Doamnă director general, domnilor secretar de stat, onorată asistență, dragi prieteni, vă mulțumesc mult de tot pentru că m-ați inclus și pe mine în evenimentul dumneavoastră important de lansare acestei rute turistice de suflet, aș spune, a noastră. Sunt pe deplin de acord cu tot ceea ce au spus antevorbitorii mei, așadar dați-mi voie să trec succint în revistă câteva idei care mi se par importante și valoroase în acest context. Evident, turismul este o ramură care valorifică eficient potențialul economic, istoric și cultural al unei regiuni. Turismul este totodată unul din motoarele de creștere economică al oricărei țări. Acest motor, în vremuri de pandemie, din păcate, a fost oprit. Dar cum de altfel nimic nu este veșnic pe acest pământ, nici măcar pandemia nu o să dureze și o să vină momentul când vom reporni și pe deplin acest motor de creștere economică, acest domeniu important, turismul. Și este excelent că începem să ne pregătim încă de pe acum pentru viitor. Orice obiectiv turistic, orice rută, după cum foarte bine știți, are nevoie de o poveste, are nevoie de o legendă, are nevoie de un narativ. Iar domnitorul nostru, Ștefan cel Mare și Sfânt, a fost o personalitate istorică uriașă, care reprezintă încă un reper moral și istoric de necontestat. Iar în acest context, ruta culturală istorică România-Republica Moldova, voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt, cred că este pentru noi toți o oportunitate de conștientizare și de promovare a valorilor culturale și turistice comune, prin unificarea instrumentelor de promovare și a marketingului de destinație, pentru transmiterea unui mesaj cultural turistic coerent. Totodată, această nouă inițiativă este un instrument modern prin care nu doar protejăm tezaurul istoric și spiritual care unește, dar și înscriem țările noastre pe o hartă turistică a lumii.
Traseul turistic Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt, care străbate circa 2000 de kilometri, include atât obiective istorice și legendare care au legătură cu Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt, 20 dintre acestea sunt pe teritoriul României și 9 sunt în Republica Moldova, dar și peste 80 de alte atracții turistice din ambele țări, care completează traseul spiritual și oferă turiștilor, credem, o experiență interesantă și diversificată. În acest itinerar sunt recomandate obiective precum Cetatea Sucevei, Mănăstirea Putna, Biserica Sfânta Cruce din Pătrăuți, Palatul Culturii din Iași, Cetatea Neamț, Ansamblul Monumental, Podul Înalt de la Vaslui, Ansamblul Curților Domnești de la Vaslui și altele. Din Republica Moldova aș menționa Mănăstirea Căpriana, Complexul Arheologic Orheul Vechi, Cetatea Soroca, Cetatea Tighina, Satul Mereni, care este o fostă localitate de rezeși, ctitorită de Marele Voivod. Regiunea viticolă Ștefan Vodă, cu o serie de crame celebre, deja la nivel internațional și altele. De notat că introducerea domeniilor viticole, a podgoriilor și a beciurilor domnești în această rută nu este absolut deloc întâmplătoare. Istoricii au indicat faptul că Moldova statală, în Evul Mediu, a fost una dintre cele mai importante regiuni de cultivare a viței de vie și de producere a vinului, iar podgoriile erau deținute de domnitorii țării. Conform acestora, viticultura a atins apogeul în secolul al XV-lea, în timpul domniei lui Ștefan cel Mare, care a creat de altfel și postul de paharnic la curtea domnească, a adus soiuri noi de viță de vie, a înființat crame și a modernizat procesul de producere a vinului. Nu putem noi, umilii urmași ai lui Ștefan cel Mare, decât să-i fim recunoscători voievodului pentru tot ceea ce a făcut, inclusiv în acest domeniu. Toate cele de mai sus reprezintă, cred eu, ingrediente suficiente pentru a consacra această rută ca o rețetă de succes a cooperării bilaterale dintre România și Republica Moldova în sfera turismului, cu dividende substanțiale în folosul tuturor, operatori de turism, turiști, autorități locale și, de ce nu, cetățeni. Turismul și această rută, cred că este evidentă, este subliniază și presupune prin această rută faptul că susținem fără echivoc drumul către Europa, către Occident al Republicii Moldova. Eu sunt convins că și prin această rută vom reuși să subliniem valorile și principiile pe care România, ca de altfel și alți parteneri de dezvoltare, le-au susținut întotdeauna în Republica Moldova. Vom reuși să transmitem bune practici și vom reuși să învățăm unii de la alții atunci când putem și trebuie să facem lucruri bune în folosul direct al cetățenilor noștri și vom reuși să consolidăm legăturile deja trainice care există între România și Republica Moldova, legături care sunt bazate pe o comunitate de limbă, de cultură, de istorie și de tradiții. Eu nu pot decât să adresez felicitări organizatorilor acestui eveniment, nu pot decât să adresez felicitări și să urez mult succes tuturor celor care sunt implicați în promovarea, în substanțierea, în valorizarea acum și pe viitor acestei rute și nu pot decât să ne dorim tuturor să avem măcar o dată în viață prilejul să parcurgem această frumoasă rută a voievodului nostru iubit și drag Ștefan cel Mare și Sfânt. Vă mulțumesc pentru atenție și mult, mult succes în continuare! Pentru mesajul de susținere, dumneavoastră deja, domnule ambasador, ați făcut o incursiune pe traseu, nominalizând foarte multe obiective și mă bucur foarte mult că în evenimentul nostru, în minutele care urmează, avem mulți vorbitori reprezentanți de la aceste obiective care, din prima sursă, ne vor relata cum stau lucrurile. Vă mulțumim foarte mult încă o dată și o zi bună în continuare vă dorim, rămâneți alături de noi. Onorată audiență, partea de deschidere oficială cu mesaje de salut nu ar fi fost completă fără încă un partener și potențial partener al rutei transfrontaliere Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt, e vorba de Ucraina, și cu mare drag invit aici la această tribună pe consilierul Serviciului Economic la Ambasada Ucrainei în Republica Moldova, domnul Serghei Humeniuc. Господин Хуменюк, мы вас ждем, я вам передаю слово.
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Здравствуйте, уважаемые зрители онлайн. Здравствуйте, уважаемые эксперты и докладчики. Stimați experți și prezentatori, aș dori să le mulțumesc organizatorilor evenimentului de astăzi, forului de astăzi, pentru oportunitatea de a prezenta Ambasada Ucrainei în Republica Moldova. Este o plăcere și onoare pentru mine să menționez că Republica Moldova și România au realizat mai multe lucruri interesante, au găsit acele lucruri care unesc cele două state, acele lucruri în jurul cărora ar putea să existe un astfel de o astfel de rută care este dedicată marelui patrimoniu Ștefan cel Mare. În cadrul muncii realizate de organizatori, a fost creată o pagină web modernă cu multe informații care conține multe date despre locuri de interes, ilustrații și astfel e posibil să-ți alcătuiești chiar o rută personalizată în dependență de preferințe, să vezi locuri care încă nu le-ai vizitat sau să revii la cele care au fost foarte interesante și ți este poftă să revii acolo de mai multe ori. Acum ruta unește două țări, dar sunt convins că există potențial pentru extinderea geografiei rutei. Cel puțin două obiecte care s-au păstrat foarte bine se află în Ucraina și au o legătură directă cu Ștefan cel Mare, și anume Cetatea Albă, Belgorod-Dnistrovski, în regiunea Odessa, și Cetatea Hotin, pe teritoriul orașului cu același nume, în regiunea Cernăuți. Experții care vor urma cu prezentările lor vor vorbi mai detaliat despre aceste obiecte. Ei au vorbit, au pregătit chiar perspectivele de extindere a acestei rute. Organizatorii au reușit să facă multe lucruri, într-adevăr, și dacă mergem în continuare acestei munci, atunci putem spune că această rută ar putea deveni un exemplu extraordinar de bun pentru noile proiecte transfrontaliere. De exemplu, tradiția de vinificație ar putea deveni o bază pentru o rută între Republica Moldova și Ucraina. În Ucraina acum se implementează un proiect creat cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul sprijinului pentru indicații geografice. Se numește Ruta Vinului și Gustului în Ucraina. Și organizatorii Invest Moldova vor coopera probabil cu partea ucraineană și poate că vom obține încă o rută transfrontalieră deja axată pe arta vinificației. Cu siguranță Ambasada Ucrainei acordă atenție foarte multă dezvoltării și aprofundării cooperării culturale și umanitare între cele două țări. Dorim să acordăm asistență dezvoltării domeniului turistic. În persoana noastră mereu veți găsi sprijin, prieteni, colegi. Vă invităm la o colaborare strânsă. Din fericire, pandemia COVID-19 nu este veșnică. Oamenii au obosit de limitări. Oamenii își doresc emoții noi, impresii noi. Și sunt convins că
Ruta, voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt, va putea oferi aceste noi impresii și sentimente. Toată lumea își dorește ceva pozitiv și este un motiv excelent de a te încărca cu lucruri pozitive. Sunt absolut sigur că această rută va fi o explozie în sensul pozitiv al cuvântului și va fi foarte interesantă. Aș dori să le urez organizatorilor proiectului mai multe oportunități, mai multă finanțare și nouă tuturor multă sănătate și cât se poate de mult optimism în ziua de astăzi. Vă mulțumesc! Aici putem considera partea de deschidere oficială a evenimentului realizată și înainte de a transmite ștafeta pentru moderarea primului panel de prezentări către colegul meu din agenție, vicedirectorul Agenției de Investiții, domnul Ion Iordache, vreau să vă invit să urmărim un video realizat pe itinerarul rutei Ștefan cel Mare și Sfânt pe teritoriul Republicii Moldova pentru a ne familiariza puțin și a intra în miezul rutei. Vă rog, video! În baza acordului bilateral privind cooperarea în domeniul turismului semnat la București în 2018, Agenția de Investiții din Republica Moldova, în parteneriat cu Ministerul Turismului din România, au dezvoltat prima rută transfrontalieră din regiune sub numele de Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt. Acest traseu turistic include obiective istorice și culturale legate de domnia voievodului, mănăstiri, biserici, muzee, cetăți, podgorii vitivinicole și beciuri domnești, galerii de artă și expoziții, dar și alte locuri ce oferă experiențe unice. Unul dintre obiectivele pitorești de pe rută este rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, cetatea și târgul administrat de către pârcălabul Vlaecu, unchiul lui Ștefan cel Mare, ce conține o întreagă colecție de atracții turistice, adăpostește vechi rămășițe de cetăți, necropole, băi antice, chilii săpate pe malul abrupt al Răutului de către călugări, inclusiv o gospodărie tradițională țărănească, unde turiștii pot vedea pe viu cum arată o bașcă, un beci sau o casă țărănească, dar și ruinele citadelei. Această citadelă reprezintă fortificația centrală a Orheiului Vechi. În interiorul citadelei au fost descoperite foarte multe cuptoare unde se turnau cazane din fontă. A fost descoperit Palatul Pârcălabului de Orhei, deoarece după abandonarea ținutului din 1369 a Hoardei de Aur, aici a fost transformată și reconstruită reședința pentru pârcălabii de Orhei. Cei mai importanți pârcălabii de vază a fost Pan Vlaicu Galeș, care a domnit aici în teritoriu. El era și ca conducător de armată și ca primar în ținutul Orheiului. Traseul turistic Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt străbate circa 2000 de kilometri, dar este ușor recognoscibil datorită identității vizuale unice elaborate de Agenția de Investiții, oferind informații exhaustive turiștilor. Cele mai multe povestiri însă le conțin pereții cetății Soroca, ctitorită de Ștefan cel Mare și Sfânt spre sfârșitul domniei sale ca fortificație din lemn și pământ pentru a întări apărarea regiunilor de nord ale Moldovei, ținuturile Hotinului, Orheiului și ale Sorocii. Pomenită în Hrisoave la 12 iulie 1499 în legătură cu un oarecare Coste, pârcălab de Soroca, această cetate avea nu doar un important rol militar și politic, dar și economic. Vadul era folosit pe larg de către negustori, deoarece prin Valea Nistrului treceau două căi comerciale importante care se aflau sub protecția cetății.
A fost Ștefan Lacedatea Soroca. Sigur că eu să fi fost Ștefan cel Mare, să fi fost în situația lui, sigur că având atâția vrăjmași împrejur care se uitau tot timpul și ungurii și polonezii și lituanienii și tatarii și turcii, sigur că trebuiam să-mi cunosc foarte bine sistemul de apărare. Și să nu vii la, aici la margini de țară de unde veneau tatarii din Crimeea, tatarii din Bugeac, treceau niște sau deazurile poloneze, ar fi fost un minus pentru domnia sa. Așa că eu cred că este legat anume de construcția cetății Soroca. Posibil că el și-a terminat-o cetatea începută de Alexandru cel Bun, așa e părerea mea. Și în al doilea rând, ea a fost atestată pe vremea lui Ștefan cel Mare, 12 iulie 1499. Traseul turistic Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe lângă cele 29 de obiective de bază legate istoric și prin legende de numele Marelui Voievod, cuprinde de asemenea și 80 de obiective adiționale, amplasate în raza de 20-30 de kilometri de la obiectivele de bază, completând astfel experiența autentică de care se pot bucura vizitatorii rutei pe ambele maluri ale Prutului. Proiectul Agenției de Investiții Neam Pornitu a avut un impact foarte mare asupra localnicilor și moldovenilor care au descoperit practic Moldova și continuă să o descopere. Sunt încă multe de lucru și cu administrații locale și cu oamenii care trebuie pregătiți pentru valorile care au dat după promovare și după închiderea granițelor. Este foarte mult de lucru pentru promovarea țării și în afară, pentru a fi vizitat și de vecinii noștri, în primul rând. Ruta transfrontalieră Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt constituie rezultatul muncii depuse de două state cu scopul de valorificare a potențialului cultural istoric comun. Extinderea internațională a rutei este susținută de istoria glorioasă lăsată drept moștenire de Marele Voievod atât pe teritoriul Republicii Moldova și al României, cât și în Ucraina, Polonia, Ungaria și Turcia. Odată cu ridicarea restricțiilor de călătorie, dezvoltatorii rutei sunt încrezători în faptul că mulți vizitatori vor fi dornici să exploreze traseul, lansându-se într-o aventură bogată în conținut istoric, dar și cu experiențe inedite și memorabile. Stimată audiență, bună ziua! Mă numesc Ion Iordache, sunt directorul general adjunct al Agenției de Investiții, iar în continuare voi modera panelul de prezentări Ruta Transfrontalieră Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, valorificarea patrimoniului cultural turistic. Ruta Transfrontalieră în 2019, creată în 2019, nu a oprit activitățile pe timp de pandemie a Agenției de Investiții și a continuat prin dezvoltarea și promovarea acestuia. Mai multe detalii o invit pe colega mea, Irina Tolstousov, șef direcției promovarea imaginii de țară a Agenției de Investiții. Stimați participanți, mă numesc Irina Tolstousov, reprezint Agenția de Investiții și vă invit să urmăriți prezentarea dedicată rutei cultural-turistice Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, prima rută transfrontalieră dintre Republica Moldova și România. Această rută vine să prezinte 29 de obiective principale dintre două țări, România și Republica Moldova. Aceste obiective au la bază o legătură istorică și plină de legende ce țin de numele Voievodului în ambele țări. Totodată, ruta completează cu 80 de obiective adiționale ce parcurg o distanță de 2000 de kilometri. Când spunem obiective adiționale, avem în vedere acei agenți economici ce sunt într-o rază de 30 de kilometri lângă obiectivul central, ceea ce permite completarea rutei cu experiențe turistice de un larg portofoliu, gastronomice, culturale, istorice, vitivinicole.
Dezvoltatorii rutei și-au propus includerea acestor obiective anume pentru a le oferi o platformă în plus de promovare, sub umbrela unei identități unice. Cei ce se vor aventura în parcurgerea rutei Ștefan cel Mare vor avea ocazia să viziteze biserici, mănăstiri, cetăți, dar și crame de renume. Cum a început totul? Baza rutei Ștefan cel Mare a fost pusă în 2018 printr-un acord guvernamental semnat de România și Republica Moldova. Tot atunci au fost dezvoltat acel volum mare de lucru prin stabilirea obiectivelor principale și adiționale, dar și crearea unei identități unice pentru ambele țări pe ambele maluri ale Prutului. Prezentarea conceptuală a rutei a avut loc în cadrul expoziției TTR București în 2019, iar ulterior în 2019 a fost prezentată la nivel internațional ruta în cadrul forumului anual consultativ al rutelor cultural-europene de la Sibiu. Vedeți aici o reprezentare a rutelor din Republica Moldova, a celor 9 obiective de bază, completate cu 34 obiective adiționale. Oferta României în cadrul rutei este de 20 de obiective de bază și 46 de obiective adiționale. Vreau să vorbesc și despre acele activități realizate în 2019-2020 ce au dus la consolidarea și promovarea acestei rute. În primul rând am menționat despre crearea identității, ea este realizată în două limbi, română și engleză, dar și elaborarea unei pagini web dedicată rutei stephenthegreat.travel. Chiar și numele spune că această rută are ambiția de a deveni una internațională. Totodată, alături de pagina web, a fost dezvoltată și broșura dedicată, iarăși o broșură bilingvă, care prezintă descrierea generală a rutei, prezintă acele obiective de bază din ambele țări, completate de obiectivele adiționale. Vizibilitatea rutei a fost asigurată în Republica Moldova de instalarea 9 panouri informative la fiecare obiectiv în parte. Panourile le vedeți pe ecran, acesta, de exemplu, este instalat la Cetatea Soroca. Prezintă informația descriptivă despre fiecare obiectiv în parte. Informația prezentată în limba engleză și în limba română prezintă grafic celelalte puncte din rută, dar și un QR code care vă face transmiterea către pagina oficială a rutei. Totodată, Agenția de Investiții și-a propus să susțină acele 34 de obiective adiționale prin furnizarea de materiale ce țin de identitatea rutei Ștefan cel Mare. Promovarea rutei Ștefan cel Mare a avut loc la nivel național, dar și internațional, în cadrul a multitudinilor de evenimente, cum ar fi Moldova Business Week, TTR București, Reuniunea Atașaților Economic, ceea ce a permis unui public larg de auditoriu să fie informat cu referință la ruta Ștefan cel Mare. Astfel, turiștii potențiali, reprezentanții sectorului local și internațional, dar și reprezentanții misiunilor diplomatice au avut posibilitatea să fie informați despre această rută pentru ca ulterior să aibă posibilitatea să o promoveze internațional. Au fost realizate 2 sesiuni de instruire pentru ghizi, dar și materiale promoționale ce au emblematica rutei Ștefan cel Mare. Menționasem anterior despre elaborarea paginii web dedicată acestei rute. Aici, în imagine, vedeți acel landing page. Pagina este bilingvă, în limba română și engleză. Prezintă informația de bază, prezentarea generală a rutei, dar și capitolele pe care le vedeți pe ecran, obiectivele principale ale Republicii Moldova și România, dar și obiectivele adiționale. Glisând în josul paginii, sunt prezentate obiectivele din Republica Moldova, 9 obiective cu o imagine, iar atunci când accesăm unul din aceste obiective, se descrie pe ecran și o informație mai desfășurată despre acest obiectiv, dar și harta Republicii Moldova, în care putem să vedem amplasarea acestui obiectiv cu referință la capitala Republicii Moldova, Chișinău, dar și vis-a-vis de alte puncte din ruta Ștefan cel Mare. O astfel de vizibilitate grafică o au, desigur, și punctele de bază din România, cele 20 de puncte pe care le vedem glisându-le pe pagina web, dar și alte atracții din România.
Pagina web prezintă o oportunitate unică pentru turiștii ce își doresc să parcurgă ruta Ștefan cel Mare de a fi creatorii propriei sale rute. Există butonul Creează ruta, îl accesăm, avem posibilitatea de a face ruta română sau engleză. Pagina se deschide cu acele 9 obiective din Republica Moldova, fiecare din ele fiind divizate pe raionul din care face parte obiectivul. Acestea sunt toate 9 obiective din Republica Moldova. Fiecare obiectiv este descris printr-un text informativ, iar în dreptul obiectivului vedeți caseta Vezi mai mult, care descrie acele obiective despre care le-am menționat, obiective în raza 30 de kilometri cu referință de punctul de bază. Selectând obiectivul, avem posibilitatea să selectăm și obiectivele adiționale, glisăm mai jos, astfel suntem creatorii propriei noastre rute. Acum ruta a fost finalizată, avem o reprezentare grafică a celor puncte selectate, deci punctele principale, dar și cele adiționale. Putem să finalizăm ruta sau să adăugăm elemente în plus. Ruta a fost creată, există posibilitatea de a downloada documentul în format PDF, să-l avem la dispoziție, vizualizăm acele puncte pe care le-am selectat la etapa anterioară și există un Google Map care ne permite să vizualizăm pe mapa Moldovei, dar și globală, desigur, aceste puncte, să vedem distanța între ele. Activitățile ce sunt în derulare de către Agenția de Investiții și care permit consolidarea și fortificarea sectorului turismului sunt elaborarea unei campanii ce ține de promovarea ofertei turistice a Republicii Moldova pe exterior. Astfel, avem o continuitate cu campania Ne-am pornit, campanie elaborată de Agenția de Investiții în susținerea reprezentanților turismului local și care va avea două livrabile. Primul livrabil ține de un spot generic, iar al doilea de o broșură turistică generală. Această campanie are ca scopul de a menține Republica Moldova pe radarul turismului internațional și vine ca o etapă pregătitoare în acea perioadă în care restricțiile sunt încă în forță. La a doua etapă ne propunem să realizăm un spot despre oferta turistică a țării la ridicarea restricțiilor pandemice și punctul 3 ce vizează în mare parte ruta Ștefan cel Mare este Ralierea Ucrainei la această rută, ceea ce va permite ulterior certificarea acesteia la nivel internațional. Am menționat și despre broșura turistică. Această broșură are ca scop de a prezenta Republica Moldova subiectiv, dar reprezentativ. Va înlocui tradiționala broșură Pomul Vieții, care din cauza situației pandemice a fost anulată. În această broșură ne propunem să arătăm Moldova autentică, cu imperfecțiunile sale, pe care le vom valorifica pentru că acestea adaugă contrast și franchețe. Experiența pe care vrem să o furnizăm fiecărui turist ce va avea această broșură în față este de a avea o experiență inedită, personalizată, de a avea un produs cap-coadă realizat pentru el. Nu este un ghid de mass market, ci unul adunat din diferite surse. Digresiunile lirice vor fi combinate cu blocuri bine structurate ce prezintă date și cifre statistice. Conceptul acestei broșuri va avea 7 capitole de bază. Fiecare capitol îl vedeți denumirea pe acest ecran. Toate ele vor fi unite într-un caiet comun, ceea ce va reprezenta broșura în sine. Informația prezentată de broșură vine nu doar să arate, să ofere o experiență turistică în Republica Moldova, dar și să o completeze cu acele date practice utile fiecărui turist. Aceasta este reprezentarea acestei broșuri, conține elementele brandului de țară, Pomul Vieții. Astea fiind spuse, v-am prezentat rezultatele elaborate de Agenția de Investiții Viziunea de Viitor și vă invit să ne fiți alături, să ne urmăriți pe rețelele de socializare pentru a fi la curent cu toate dezvoltările ulterioare. Vă mulțumesc!
Doamnelor și domnilor, au fost prezentate activitățile de promovare a rutei pe teritoriul Republicii Moldova. Partenerul nostru fidel din partea României este doamna doctor Cojocariu Steleana, consilier evaluare, examinare la Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene în domeniul turismului din cadrul Ministerului Economiei și Energiei și Mediului de Afaceri România, persoana care stă în spatele eforturilor depuse cu România, cu care în anul 2019, în comun, am realizat vizitele de studiu pentru a crea ruta Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt în România și Republica Moldova, dar și care a participat la realizarea primului e-book cultural în cadrul proiectului Alector, în colaborare cu parteneri ca Grecia, Georgia, Republica Moldova, Turcia, Ucraina. În perioada 2018-2020 a evaluat un număr de 29 de rute culturale în calitate de membru a biroului permanent al acordului parțial extins. Iar din 2020 este reprezentantul României în Consiliul de Conducere al acordului parțial extins privind rutele culturale ale Consiliului Europei. Doamna Steleana, bună ziua! Bună ziua! Mă auziți? Bună ziua, mă auziți? Da, da, perfect, bună ziua! Aveți cuvântul? Onorată asistență, stimată domnule secretar de stat, stimată doamnă Rodica Verbeniu, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați invitat la acest forum și în doilea rând să vă adresez felicitările mele pentru organizarea lui. Am lucrat foarte bine cu colegii de licențiat de investiții de Republica Moldova și aș dori să adăug doar câteva cuvinte în plus față de ceea ce ați vorbit noastră până în prezent despre aceste lucruri. În anul 2019, noi am lansat o târgă de turism în României, iar în octombrie 2020, pentru această precizare, Republica Moldova a fost invitată de onoare la urmă anual consultativ al grupului cultural ale Consiliului Europei, pe care noi l-am organizat la Sibiu. De asemenea, din acel moment, din câte îmi amintesc eu, dumneavoastră ați depus toate eforturile pentru a deveni membru al acordului parțial extins al Consiliului Europei, pe care, după cum am discutat cu doamna Verbeniu, s-ar putea ca în viitor să reușiți să-l finalizați și să faceți parte din acest consiliu. Da. De asemenea, România a fost invitată de onoare la Moldova Business Week, pe care dumneavoastră ați organizat-o anul trecut în noiembrie și panelul de turism a fost dedicat în mare parte Voievodului Ștefan cel Mare. După cum a menționat și domnul secretar de stat, în anul 2021 sperăm, vreau să fim sănătoși toți și de doilea rând să realizăm un film documentar lui Voievodului Ștefan cel Mare, atât în România, cât și la dumneavoastră și de asemenea țin să vă felicit pentru filmul pe care l-ați realizat pentru partea dumneavoastră din Cuvânta. Avem și alte proiecte pe care sper și doresc să le derulăm împreună. Noi, după cum știți că am mai discutat, am făcut un sistem de recunoaștere de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Iar până în prezent avem 52 de rute recunoscute, pe care 4 sunt recunoscute internaționale. Eu sper și îmi doresc să intrați și dumneavoastră cu obiective din Republica Moldova, noile rute pe care noi le-am realizat. Iar prima dintre ele ar fi ruta Bisericilor de Lemn din România. În prezent avem circa 160 de în această rută. Județe, am început cu Bihorul, am continuat cu Maramureșul, Satu Mare, Neamț, bineînțeles Arad și urmează și Bătășanul. Bineînțeles, trecem și spre dumneavoastră. Am de discutat pe care am avut urmă de venit ca să avea trei asemenea biserici pe care le puteți și dăm în face o rută transcompanie. Pe altă rută pe care ne dorim să o dezvoltăm ar fi rută așa că să combinăm monumente istorice care aparțin mai multe existente în România și în lumea și la dumneavoastră.
avem și alte propuneri. Dumneavoastră ați intrat cu domnul Vinului în Interbitis, ruta certificată de Consiliul Europei. Avem și noi ruta Adinului, dezvoltată de Consiliul Județean Constanța, care se numește pe urmele lui Dionisus. Și bineînțeles, putem să colaborăm, să dezvoltăm această ruta pe urmele lui Dionisus, care, bineînțeles, că are și cu domnul Vinului sistemul dumneavoastră. Tehnic, pe acest plan, în urmă, să întâlnesc o propunere, să trimite domnul secretar de stat să mă și pe urmă să discutăm pe urmă ce mai face în anul 2021. Bineînțeles, să rămâne pe urmă în Sfântul și Sfânt, rămâne prioritatea noastră în primul rând. Toate care am reușit să o dezvoltăm atât de frumos în comună, cu colaborare extraordinară, pe legii noastre a Agenției de Investiții în Doamna Steleana, vă mulțumim frumos. A fost unele întreruperi de conexiune, dar oricum vă mulțumim frumos pentru speech-ul dumneavoastră și vă mulțumim inclusiv pentru suportul acordat la crearea acestei rute. Stimată audiență, acum vreau să ofer cuvântul directorului Muzeului de Istorie și Etnografie, Cetatea Soroca, una din bijuteriile medievale construite la finalul domniei Marelui Domnitor, și care au jucat un rol nu doar militar-politic, dar și economic. În epoca modernă, cetatea Soroca este strâns legată de numele domnului Nicolae Bulat. Domnul Bulat, ne auziți? Mă auziți? Bună ziua! Bună ziua! Ne auziți? Da, eu vă aud. Și noi vă auzim perfect, domnul Nicolae. Da. Aveți cuvântul? Da. Încep, da? Da, 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 aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Întâi de toate, salut la toți cei care sunt conectați la această emisiune, la această conferință interesantă. În primul rând, din Republica Moldova, apoi prietenii din țară, cum ar fi cosenzenele, mândrele cosenzene de la Bâtca Doamnei sau urșii care sprijină poalii carpaților. Și eu de aici, de la margine de țară, de la cetatea Soroca, un loc extraordinar de frumos, fie toamnă, fie primăvară, vară sau iarnă. Soroca este, rămâne Soroca. Aici este, aici primăvară te îmbată cu mireazma amărâie a florilor de liliac și ale cremioarelor. Aici la Soroca este raiul privighetorilor. Aici la Soroca se află cetatea Soroca, care este actul de identitate a acestui târg, anul Canistrului, și totodată această cetate este coloana vertebrală a orașului Soroca și a ținutului, vechiului ținut Soroca. Dacă am vorbit de ruta voivodul Ștefan cel Mare și Sfânt, în primul rând aș zice că un copac fără rădăcină nu crește, așa și Soroca noastră a fost acea mică rădăcină când am mers cu proiectul transfrontalier finanțat de Uniunea Europeană, proiectul transfrontalier bijuterii medievale, cetățele Hotin, Soroca și Suceava. Am făcut primul pas în restaurarea parțială a cetății Soroca și mergem și mai departe cu a doua etapă. Și a fost acea piatră de temelie. Uitați-vă la viitoarele proiecte care se referă anume la activitatea, viața și istoria neamului nostru, atât în vremea domnului Ștefan cel Mare, cât și mai apoi. Dacă am vorbit de cetatea Soroca, ea este a doua cetate, fiindcă prima cetate în lemn și pământ a fost construită de primii mușatini, ca mai apoi urmașii să construiască cetatea din piatră. Aceasta a avut loc pe parcursul secolului al XV-lea, cu o atestare documentară la 12 iulie 1499, când Mărie sa Ștefan cel Mare, alături de cel mai mare sfat domnesc al său, 26 de boieri, a semnat tratatul de pace cu regele polonez Ion Albrecht, cel care a gustat din cupa amară din codrii Cuzminului. Cu
Coste Pârcălap de Soroca, o persoană poate necunoscută pentru mulți dintre cei ce ne ascultă sau ne văd astăzi, dar este unul din mari boieri de la curtea lui Ștefan cel Mare, care ne-a lăsat nouă, ca urmaș ne-a lăsat nouă pe marele cronecar Grigori Ureche. Coste Pârcălap de Soroca, neacșa frumoasa lui fiică, nepotul Ionașcu, strănepoata Mitrofana, căsătorită cu Nestor Ureche, părinții lui Grigori Ureche. Cetatea noastră a fost construită aici și destinul ei și chiar destinul întregului Ținut Soroca a fost de a fi pază la frontieră, securitate economică, aparent Ținutul și țara, securitate comercială la cele trei mari vaduri din Ținutul Sorocei, Otaci, Modelău, Podolsk, cetatea Soroca, Soroca-Iampol și vadul Rașcu-Rașcu. Cetate care pentru noi, pentru spațiul românesc, este o cetate unică în felul ei de arhitectură, a fost construită, dar nu este unică pentru civilizația și cultura europeană, din care parte facem și noi, cu toate că în prezent nu suntem membre a Uniunii Europene, dar suntem alături, suntem la poarta Uniunii Europene și am fost și vom fi o parte componentă a civilizației. Ea se asemănă foarte mult, anume prin felul cum ea este rotundă, cu un sistem concentric de apărare, cu poarta bine apărată din flanc, turnuri din flanguri. Se asemănă cu așa castele, cum este Castelul del Monte din Italia, de 1240, Castelul Restorme din Marea Britanie din Cornwall, Castelul Queenborough din Kent, Castelul Cameron din Sussex sau Castelul Rothesay din Scoția. Toate aceste castele au tangențe comune, rotungime, sistem de apărare și pază bună la poarta cetăților. Unii îmi zic că ea se asemănă cu o stea cu cinci colțare, ea este o broască țestoasă când te uiți de sus. Cetatea Soroca, după cum spun specialiștii de forță din Marea Britanie, care fac studii serioase, ei compară așa cetatea Soroca și celelalte care eu le-am numit, Restormel, Del Monte, Queenborough, Wall, Medill, Canberra, cu castele de tipul Shelkey, Turn Scoică, sau un castel care are tangență cu aceste castele normande. Sigur că evenimentele au curs aici, poate nu atât de mult cât la Hotin sau la Tighină sau la Cetatea Albă, dar aici am avut multe evenimente care sigur că și-au jucat roluri în istoria neamului românesc. În primul rând, fiind de pază, ea a păzit frontiera și a oprit aici năvalnice invazie de peste Nistru. Am avut, aici vineau tătare din stepele sălbatice, vineau crâmlenii, vineau tătari din Bugeac, peste noi vineau cazacii zaporojeni, acești oșteni de la praguri, care destinul lor erau nu numai niște, să fie destinul lor de a fi mercenari, dar totodată și războinici de drumul mare. Și de ce eram nevoiți să-i oprim la vadurile cetății? Aduc aici aminte de cei care au trecut pe aici, cum ar fi vestitul Nicoară Potcoavă, cum ar fi fratele său Alexandru, Petru, un Constantin al doilea. Pe aici, pe la Soroca, au trecut oștirile lui Bogdan Hmelnitski și Timofei Hmelnitski și nu odată. Pe la Soroca s-a dus în Ucraina cazăcească fiica lui Vasile Lupu, domnița Ruxandra. Aici au venit polonezii lui Sobetski la 1686-1691. L-am avut comandant de cetate pe polcovnicul Kshistof Rape, care la un an de zile, la 1692, a avut capacitatea de a apăra cetatea când a venit Constantin Cantemir ajutat de turci, tatari, cazacii de la Dunăre să ia cetatea înapoi, dar n-am putut. Pe aici a trecut în urma unui tratat de pace de la Karlovitz 1699, să intrăm de nou în cetatea noastră. Iar la 1711, pe aici au trecut oștile țarului rus Petru I în timpul campaniei sale de la Prut. Ultimul acord în istoria acestei cetăți, așa într-o formă mai scurtă, este cel de 1738, când în urma unui nou război ruso-turc, cetatea a fost dată focului. Așa că ea, la 1738, își pierde semnătatea ei militară. Și numai peste vremuri, în perioada sovietică, se va repara acest monument, ca apoi în anul 2012-2015 să fie implementat acel proiect Bijutrimie de Avalii, cetățile Hotin, Soroca, Suceava. Acum deja merge mai departe, Consiliul Raional este aplicantul și merge în echipă cu județul Vaslui,
Sigur că este un proiect iar de valoare pentru noi și toate acestea ce se fac, sigur că se fac pentru a avea cât mai mulți vizitatori. Sigur că anul acesta este un an nefast pentru sfera turismului, dar tineretul totuși nu este cel care să-l priponești să stea acasă. Ei am avut turiști la cetate, respectând toate regulile sanitare și aici am descoperit o chestiune foarte interesantă, că în majoritate mulți caută să plece undeva peste hotare, în Grecia, Turcia, Maldivie, în Thailanda, mai știu, nu știu unde, dar anul acesta tineretul nostru, cel care mai mult este în zbor, mi-au spus nouă la cetate că anume pandemia le-a dat posibilitate să descopere valorile noastre, monumentele noastre, locurile frumoase, Lunca Nistrului, un râu șerpuitor de o rară frumusețe. Aici la noi, la Soroca, stâncele încearcă să-l acopere pe soare. Aici la noi Nistrul este și viață, este și frumusețe și sănătate. Așa că pandemia dintr-un fel ne-a afectat, dar din alta a deschis o altă ușă, ușa de a cunoaște valorile locale, valorile noastre și asculta istoria noastră adevărată. Sigur că e un lucru extraordinar această rută. Noi sperăm foarte mult că ea va avea viață în viitor și pe viitor ne așteaptă încă multe, multe alte lucruri, fiindcă Soroca, de exemplu, este un punct numai unde avem muzeul, Lumânarea Recunoștinței, Bătrânul, orașul vechi, pentru că Soroca este unul dintre orașele noastre provinciale, unde cel mai bine s-a păstrat arhitectura din secolul 17-18 și de aceea este atractiv în felul său. Și aceasta va duce la dezvoltarea nu numai a orașului, a Târgului Soroca, a centrului, a municipiului actual sau a centrului raional, ci și a întregii regiuni. Și totodată, aici vreau să mai menționez la urmă, vorbind că în acest proiect este și vecinii noștri peste Nistru, Ucraina, noi am mai implementat un proiect și este în acțiune împreună cu vecinii de peste Nistru, cu raionul Iampoli, unde este un obiect extraordinar, complexul istoric-arhitectural din satul Bușa, raionul Iampoli. O așezare extraordinară, cu un peisaj și o istorie foarte bogată. Și se referă, sigur, cu o istorie legată de ambele maluri. Vlad, vă mulțumesc frumos. Totodată, din experiența dumneavoastră, eu am o întrebare. Da, în opinia dumneavoastră, pentru cine este mai atractivă ruta? Pentru turiștii locali sau cei străini, totuși? Cum credeți? Dar știți, mie îmi pare că e 50-50, 50-50, dar, într-adevăr. Dar ai noștri sunt mult mai mulți, ei predomină. Dar și cei care ne vizitează sunt la fel, dar numai că este o chestiune, 160 de kilometri este o distanță totuși de la Chișinău până la Soroca. Dar sunt unii care nu se lenevesc și vin aici. Și a doilea chestiune este, anul acesta nu am avut aproape deloc copii. Dar copiii este, aș spune eu, vizitatorul cel mai insistent la cetatea Soroca. Și când vin maturii la cetate, să știți că alături sunt 2 sau 3 pici. Am avut și cazuri când spuneau, Nicolae povestește, uite la băiețelul meu, dar el e de 3 ani, 4 ani, să el să simtă acest monument prin felul cum tu te exprimi, cum tu povestești, să simtă că el va crește mare și poate îi va plăcea acest rai de pământ. Bine, vă mulțumesc, domnule Bulat. Să aveți o zi bună în continuare. Mulțumim frumos. Sănătate la toți. Sănătate. Acum, stimată audiență, vom merge spre următoarea cetate, cetatea de Scaun, gazda acesteia fiind domnul doctor în istorie, descoperitor al așezării de la Baia, datat în anul 5000 înainte de Hristos, persoană care a restaurat cetatea și fosta capitanie a Sucevii, inițiator al evenimentelor culturale menite să asigure notorietatea patrimoniului românesc din Bucovina. Invit cu o prezentare pe domnul Constantin Emil Ursu, director general al Muzeului Național al Bucovinii, cetatea de Scaun a Sucevii. Domnule Ursu, ne auziți? Igor, bună ziua! Bună ziua! Aveți cuvântul! Mulțumesc! Aveam și o prezentare... Nu știu dacă intră... Da, vă
Vă rog, prin share screen, dacă se poate. Nu funcționează ceva, se întâmplă. Mă voi descurca fără imagini, însă păcat, pentru că imaginile sunt întotdeauna relevante. Cetatea de Scaun a Sucevei, una din cele mai importante monumente de monumente medievale, monumente militare medievale românești, a fost restaurată cu fonduri europene de-a lungul a 5 ani, 5 ani și jumătate. Este vorba de un proiect care a avut o valoare inițială de 52 de milioane de lei. Sigur, domnul Ursu, îmi cer scuză, dacă mai încercați odată, îmi cer scuză că intervin. Tehnicienii m-au anunțat că eu să fie posibil să facem un share screen. E bine, spuneam, un proiect care a avut ca beneficiar pe Consiliul Județean Suceava, Primăria Municipiului Suceava, iar ca beneficiar final se înțelege Muzeul Național al Bucovinei, un proiect care a rezolvat cea mai mare parte a problemelor cetății de scaun a Sucevei. Este vorba, în primul rând, de problemele de rezistență, dar și se înțelege probleme legate de partea de construcție. Ca atare, reabilitarea cetății de scaun a Sucevei a constat în linii generale în recuperarea ponderată a volumetriei arhitecturice exterioare și interioare a monumentului. Se vede în partea de jos a imaginii cu roșu, zona care nu exista până la nivelul anului 2010 din cauza alunecărilor de teren, zonă care, după consolidarea versantului, a putut fi reconstituită. Evident, vorbim de reacoperirea și protejarea spațiilor de la nivelul parterului, s-au creat mai multe camere, efectiv, mai multe incinte, care ulterior au putut fi folosite pentru diferite scopuri turistice. Apoi, cea mai importantă lucrare după mine este, de fapt, stabilizarea versantului de nord. Practic, pentru prima dată, pe de o parte, spuneam, se închide cetatea. Pe de altă parte, în acest moment, avem siguranța că monumentul istoric nu mai suferă rupturi, nu mai suferă fragmentări datorate alunecărilor de teren. A fost, dacă doriți, lucrarea cea mai complexă, evident, suma cea mai importantă a fost direcționată aici, circa 6 milioane de euro, cu un sistem constructiv și de protecție spectaculos. Au lucrat nu doar firme din România, ci și firme din Germania. Lucrările în sine au fost, dacă doriți așa, un spectacol, inclusiv pentru turiștii care au vizitat parțial atunci cetatea, și care sistem astăzi își arată roadele. De asemenea, s-au asigurat utilitățile specifice până la acest proiect. Cetatea, spre exemplu, nu beneficia de apă, nu beneficia de curent electric, nu beneficia de canalizare. În ceea ce privește zona de protecție din imediata apropiere a cetății, s-a amenajat, să spun, parcul cetății, de asemenea, o parcare mare și una mai mică, precum și o construcție nouă în ton cu monumentul denumită generic Casa Custodelui, o clădire care asigură partea administrativă a cetății de scaun a Sucevei. Totodată merită menționat și un spectacol de sunet și lumină, unic la nivel național, care funcționează doar seara, și care încearcă să invite vizitatorul la diverse lucruri ce se întâmplă în monumentul istoric.
Cam așa arată cetatea după restaurare, iar în stânga o imagine din acel spectacol de sunet și lumină. Mai fac o precizare, partea de iluminat arhitectural a fost realizat, zic eu, destul de bine. Suceava este astăzi dominată, dacă doriți așa, seara de cetatea de scaun a Sucevei. Ca evenimente, sigur, ne dorim promovarea, în primul rând, turistică a evenimentului. Aș începe cu festivalul Ștefanian, care are loc anual în luna iunie. El a fost inițiat de președintele Consiliului Județean Suceava în 2017, a fost atunci prima ediție și dacă doriți, tot vorbeam de rădăcini și domnul Bulat amintea rădăcinile Rutei, acest festival de fapt a fost, dacă doriți, începutul a ceea ce astăzi numim Ruta Voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt. Atunci au fost invitați la Suceava și din Republica Moldova, vorbim de Soroca, apoi și de Chișinău, sigur, vorbim apoi de Cetatea Albă și, sigur, din România, practic, toți reprezentanții administrativi ai județelor care posedă patrimoniul ștefanian. Apoi vorbim de Festivalul de Artă Medievală Ștefan cel Mare, care are loc anual în luna august. Este, în acest moment, încă cel mai mare festival medieval din România. La ultima lui ediție, cea din 2019, în trei zile a adunat 27.000 de vizitatori. Bucovina Rock Castle, un eveniment pentru publicul tânăr în special, care se întâmplă tot în luna august. Sigur, mai sunt o serie de evenimente, mai mari sau mai mici, care au loc în cetate sau în imediată apropiere în Muzeul Satului Bucovinean. Ei bine, după evenimentele de masă pe care le-am prezentat, vorbim de educație muzeală. Și aici ne adresăm în special publicului român, dar atenție, publicului român nu doar din județul Suceava din România, ci și copiilor plecați în diaspora, Italia, Spania și Germania mai ales, și Anglia, îmi cer scuze. O serie de programe care se desfășoară live în cetate, în perioada vacanțelor, cu o concentrare foarte mare pe sezonul de vacanță de vară sau online. De asemenea, organizăm o serie de evenimente conexe, fie că vorbim de piese de teatru, fie că vorbim de evenimente muzeale, muzicale sau de altă natură. Ca număr de vizitatori, așa cum vedeți în graficul de jos, până în 2019 a mers pe o creștere constantă. Din păcate, anul acesta, grație situației epidemiologice, numărul de vizitatori a scăzut foarte tare, însă sunt în asentimentul domnului Nicolae Bulat și la noi s-a întâmplat același lucru. Vizitatorii sunt în exclusivitate din România. Copiii noștri au profitat, cu ghilimele de rigoare, se înțelegeau, profitat de acest an pentru a vizita și România. Ei bine, câteva imagini de la diversele evenimente pe care le-am menționat deja. Sunt lucruri care se întâmplă fie în curtea interioară a cetății, fie în diverse încăperi, fie în parcul cetății, parcul este foarte generos, fie chiar la casa custodelui. După restaurarea cetății de scaun, în 2016, ne-am gândit la o expoziție permanentă a cetății, prima de acest fel, așa încât am reușit să avem o expoziție inedită pentru o ruină istorică. Este vorba de o expoziție care a costat 1.184.000 de lei și care are ca tematică generală cetatea de scaun a Sucevei, obiectiv medieval militar. Practic, vorbim de 14 săli în care, cu foarte multe mijloace tehnice moderne,
dar sigur și cu multă butaforie, condițiile de microclimat nu pot fi controlate în cetate, au fost realizate o serie de încăperi cu diverse tematici, de la portarul cetății, de la sistemul de apărare al cetății, până la arme medievale, până la, sigur, o hologramă cu primul document care menționează cetatea, vorbim de unul din 10 ianuarie 1388, o carte digitală, în sfârșit, o cameră a tezaurului, o monetărie și așa mai departe, vecinie, contemporan cu Ștefan cel Mare, un sistem interactiv, fie că vorbim de cetăți, fie că vorbim de personalități, până la o chestiune, să spunem, legată de suveniruri, chiar jos în zona centrală, un sistem care permite ca vizitatorul să se fotografieze într-o ținută de epocă și, evident, de la casa custodiului să-și recupereze respectiva fotografie. Vă mulțumesc foarte mult și sper că, pe de o parte, această situație epidemiologică se va rezolva odată cu apariția vaccinului. Pe de altă parte, sper că după încheierea acestei crize sanitare, turismul să crească exponențial și foarte repede, nu doar să se vină, ci să depășească cifrele înregistrate în 2019. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule Ursu. Ați menționat anul pandemic 2020. În acest context am o întrebare. Dacă puteți să ne relatați care sunt măsurile întreprinse de către dumneavoastră pentru a asigura siguranța turiștilor la vizitarea obiectivului? Sigur, noi am fost obligați să respectăm un ordin comun al Ministrului Culturii și Ministrului Sănătății, care, în linii generale, ne-a dus spre câteva măsuri. În primul rând, intrarea în monument se face cu mască, după ce fiecare vizitator se ia temperatura și fiecare vizitator se dezinfectează pe mâini. Apoi, circuitul este unidirecțional. Am despărțit, dacă doriți așa, toate zonele în două, în așa fel încât cei care intră să nu se întâlnească cu cei care ies nicăieri pe parcursul traseului de vizitare. Apoi frecvența, vorbim de 5 persoane la 5 minute în cetate, fiind un spațiu totuși în aer liber. Și nu în ultimul rând, la cetate ne beneficiem de o firmă privată de fază securitate, observația directă. Dacă, să spunem, nu știu, termometrul nu este cel mai mulțumitor, se poate face o observație directă. Din fericire, până în acest moment, nu am avut niciun caz, nici cu colegii noștri la cetate, nici cu vreunul dintre vizitatori, un caz negativ. În același timp, am uitat să precizez faptul că din luna martie până luna 26 mai, toate obiectivele Muzeului Național Bucovina au fost închise, în consecință și cetatea. Numărul de vizitatori pe care l-ați văzut a fost înregistrat începând cu 26 de mai până în anul. Vă mulțumim frumos și vă doresc succes în continuare, să aveți același trend pozitiv în componența echipei, adică multă sănătate. Mulțumim la fel. O zi bună. Nu ne putea lipsi din eveniment Mănăstirea Putna, locașul sfânt unde este mormântul Marelui Domnitor. Îl invit cu un discurs pe Părintele Dosoftei, dacă este conexiunea. Sper că mă auziți. Bună ziua, Părinte. Da, perfect. Da. Bine v-am găsit sau v-am regăsit, că și dumneavoastră ați venit spre Putna și noi am mers de multe ori și în Basarabia, bineînțeles, care și în restul României. Aș vrea să încep cu, în primul rând, să-i felicit pe organizatori și pe cei care sprijină oficialitățile din oficialitățile de stat și de la București și de la Chișinău și, desigur, pe toți cei care se implică. Este ceva care, desigur, intră în atribuțiunile de serviciu ale unora,
dar cred că pe lângă atribuțiunile de serviciu izvorăște cumva și din inima celor care participă și mai ales din inima celor care au avut această inițiativă cu totul și cu totul frumoasă și am putea să spunem că din păcate unică. Nu știu să mai există un voievod sau o personalitate politică, dar nici culturală sau artistică sau educațională care să beneficieze până în prezent de o astfel de rută. Să sperăm că aceasta va fi un succes și vor fi și alții care vor face astfel de rute legate de istoria, tradiția, cultura, civilizația și tot ce înseamnă identitatea noastră. O să vă rog să intrăm puțin virtual în premănăstirea Pudna. Imaginea care sper că se vede acum pe ecran, nu o să o vedeți live când o să veniți la mănăstire. Este o imagine de noapte, de acum câțiva ani, în care era omagiat Sfântul Voievod Ștefan și tineri studenți au mers la Pudna și cu făclii au scris Ștefan pe dealul de lângă mănăstire, de unde Marele Voievod a tras cu săgeata pentru a alege locul mănăstirii și deasupra au făcut o cruce, așa cum a purtat toată viața în suflet și uneori și în mână și, bineînțeles, poartă și acum în icoană. Din această imagine însă o să vedeți scrisul Ștefan când vă apropiați de mănăstire. Acum imaginea este de pe dealul mănăstirii, se vede mănăstirea în vale. Următoarea imagine, intrăm pe poartă, drept în față este turnul Tezaur, 1485, cea mai veche construcție originală într-o totul din vremea Sfântului Ștefan. În partea stângă este casa domnească și central biserica. De acum ne apropiem de intrarea în biserică, intrarea de pe aleea principală și cu emoție ne aflăm în fața mormântului Sfântului Ștefan și a pregătit mormântul de timpul vieții cu multă credință, știind că va trece pragul acestei vieți, dar a pregătit și cu multă grijă pentru a transmite și prin acest mormânt un mesaj strămoșilor. Urmașilor săi, mă iertați, am și eu emoții. Pe piatra de mormânt nu se vede acum pentru că este acoperită, se află frunza de stejar, ghinda, simbolul rezistenței al statorniciei. În schimb, în imagine vedem un fragment de lemn de atunci, de la început, în care s-a înfipt săgeata și o coroană reconstituită în anul centenar 2018. Aceasta este catapeteasma cu policandru și cu pictura nouă a bisericii. Catapeteasma este de la un alt sfânt important pentru toți românii, pentru că el a tipărit primul abecedar din Moldova, în 1755, Sfântul Iacob Pudneanu, care este și al doilea mare ctitor. Iar pictura este nouă, după 350 de ani, de la o afectare a mănăstirii în care a rămas fără pictură, a fost împodobită cu o pictură nouă în 2001-2010. Toate se întâmplă cu voia celui de sus, Mântuitorul este purtat în turlă, Mântuitorul Pantocratorul, cel ce ține toate pentru că are puterea. Aici este o imagine cu Sfintele Moaștele Sfântului Iacob Pudneanu, acesta al doilea mare ctitor al mănăstirii și mitropolit al Moldovei, cel care a tipărit primul abecedar din Moldova în 1755, cam cu 100 și ceva de ani înainte de celebrul abecedar al lui Ion Creangă. Pentru că suntem iarna, nu am vrut să ratăm o imagine de iarnă. Este o hora unirii mare aici lângă mănăstire. În muzeul mănăstirii se află obiecte extrem de importante legate de Sfântul Ștefan. De exemplu, cel mai vechi portret de la Sfântul Ștefan este în această evanghelie, portretul care se află de față, din 1473, numeroase broderii, cea mai importantă colecție de broderie medievală din sud-estul Europei se află cu darul Dumnezeu prin efortul Sfântului Ștefan. El a fost inițiatorul școlii de broderie de la Pudna și generațiile de călugări care le-au păstrat și lor trebuie să le mulțumim, se află la Pudna. Pentru că mulți dintre participanți sunt din stânga Prutului, aici avem o cruce care vine din dreapta Nistrului și anume de la Orhei, părhălabul de Orhei, Ioan Bainski, soția sa Maria, au dăruit o mănăstirii până în 1566, se poate admira în muzeu. Tot la Pudna ne întâlnim și cu Eminescu, cel care atât de mult a iubit românii din toate colțurile acestui pământ, mai aproape sau mai departe, și care practic și-a închinat viața nu doar alcătuirii unor poeme extraordinar de frumoase, ci și apărării identității noastre și binelui în general al tuturor românilor. Aici la Pudna a avut loc prima serbare a românilor de pretutindeni în 1871 și primul student al
primul congres al studenților români de pretutindeni, tot atunci de hramul Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului. Un monument mai nou, care însă este exact în duhul mănăstirii, este închinat românilor care au murit la Fântâna Albă în 1941, voind să treacă în țară, și textul de pe el este citit, precum în această fotografie, de mulți dintre cei tineri care vin la Podna. Plătorul le-a adus aminte de sfinții tăi strămoși, care s-au jertfit pentru tine și pentru libertatea, demnitatea acestui neam, că cei sunt rădăcină și țeva lui. O paradă militară, nu îi vedem pe toți, au fost și militari și oamenii structurile de armate de la Chișinău și de la București. În fiecare an, la 2 iulie, cu Darul Dumnezeu, se întâmplă acest lucru. Și câteva impresii ale celor care vin la Podna. Pentru că, dincolo de vizualul locului, există o simțire. Și această simțire o spun, dacă o spun cei care viețuiesc acolo, putem să fim subiectivi. Dacă o spun cei care vin, cred că suntem ceva mai obiectivi. Am îngenunchiat, am lăcrămat și m-am ridicat mai tânăr. 1958, cei care sunt mai în vârstă își dau seama ce se întâmpla în zona aceasta noastră în 1958. Să pleci fruntea, s-a ascuns să iei aminte. 83. La ce să iei aminte? Iarăși vremuri dificile erau în acea perioadă, 83, la glasul strămoșilor, care ne îndeamnă la credință, la nădejde și la o continuă facere de bine. La Podna ar trebui să venim în fiecare an ca să nu uităm să plângem românești. 1988, deja o primăvară se întindea peste aceste plaiuri. Și e ceva care nu are an, dar este probabil un sentiment al tuturor, ce bine că mai există și locuri care să-ți limpezească sufletul. Și titlul acestei prezentări este inspirat în acest cuvânt al unei basara bence, iarăși din Orhei. Astăzi Ștefan ne-a unit pe toți, 2 iulie 2004 a fost 500 de ani de la trecerea celui veșnic a Sfântului Ștefan. Cine-i cel care îi va urma exemplul? Și cu icoana Sfântului Ștefan, ultima icoană dată. Am ales titlul Astăzi Ștefan ne-a unit pe toți, cine-i cel care îi va urma exemplul? Pentru că, de fapt, un loc sfânt, un loc de pelerinaj, este un loc care unește. Cu siguranță că fiecare dintre noi ne simțim bine atunci când suntem cu familia. Cei care vin la Podna, români în general, dar chiar și străinii, văd aici o casă. Iar românii, în special, văd acasă. Este foarte important că cineva, organizatorii, inițiatorii acestei rute, s-au gândit să o facă. De fapt, ei au pregătit și pregătesc și nădăjduiesc foarte mult că vor merge în continuare pe drum foarte anevoios, nu știu că-și dau seama cât de anevoios este, să pregătească această casă pentru vizitatorii acestor locuri și pentru cei care vor dori să viziteze aceste locuri. Este o datorie pentru că lor le-a dat Dumnezeu un gând. Și atunci când Dumnezeu îți dă în gând un lucru, cred că trebuie împlinit. Despre Sfântul Ștefan, într-o cronică, se spune exact așa. Și a fost gândul lui Dumnezeu cu Ștefan Voivod. Adică a știut să împlinească în viața lui, în ceea ce a ctitorit, în războaiele sale, în modul în care a administrat țara, a știut să împlinească gândul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, trăitori în această lume, avem această datorie sau avem această chemare mai presus, mai bine spus, de a împlini gândul Dumnezeu acolo unde suntem. Dacă suntem călugări la mănăstire, de suntem preoți în biserică, de suntem lucrători în zona turismului, să facilităm oamenilor să ajungă la aceste locuri importante. Astfel contribuim și noi la zidirea acestei case sufletești de care atât de mult are nevoie omul, în lumea aceasta, pentru a se simți acasă, pentru a nu se simți a nimănui, pentru a simți un loc cald în care cineva îi pregătește masa și tot ceea ce are nevoie să trăiască. Pentru că aceste pregătiri pe care le fac cei care operează zonele turistice, sigur le aduc și un profit economic, după care își întrețin și viața, dar nu pot să nu fie legate puțin de dragoste de aproape. Și atunci când omul presar în viața lui fărâmile dragostei de aproapele, aceasta cu siguranță rodește și dă naștere în sufletul lui și la dragostea Dumnezeu. Și atunci omul merge pe drumul acesta în care, pregătind o casă
pentru cei de aici, își pregătește lui însuși un locaș în împărăția lui Dumnezeu. Poate vi se pare că am dus prea departe acest cuvânt, dar să știți că așa cum atunci când părinții pregătesc o lingură de mâncare și o felie de pâine și masa copilului, de fapt își exprimă dragostea pentru copil și din dragoste fac aceasta, cred că aceasta este și chemarea și misiunea sau mobilul cel mai înalt al celor care lucrează în industria ospitalității, a celor care i-a pus Dumnezeu să îngrijească aceste locuri extraordinar de frumoase. Și să mă iertați dacă o să am îndrăzneala să dau ca pe un exemplu de bune practici, dar cred că fiind cel mai în vârstă mi se permite acest lucru pe domnul Nicolae Bulat, pe care știe, aș spune, nu o țară întreagă, că nu numai românii, deci basarabenii știu despre dumnealui și despre ghidul de la Soroca, așa ce și mulți alții dincolo de Marul Prutului știu despre dumnealui. Așa a fost și la Cetatea Neamțului. În general, cetățile, ca și mănăstirile au parte, Dumnezeu îi așează de oameni care să vorbească din suflet celor care vin acolo și se transmită aceste lucruri. Aș mai îndrăzni să mai fac un fel de... să-mi spun o părere. În epoca aceasta în care atât de multe lucruri se întâmplă online, până se face sau în timp ce se fac multe lucruri fizice, cred că este mare nevoie de un clip sau clipuri scurte despre această rută. Și de la Via Transilvanica sau în general cei care reușesc să prezinte cu mult succes ceva important oamenilor și mai ales tinerilor, folosesc foarte mult instrumentul acesta, instrumentele care le oferă online. Poate dacă veți reuși pentru 2 iulie 2021, ziua Sfântului Ștefan, să realizați, mă refer la organizatori, un clip cu locurile de pe rută va fi extraordinar. Și de lansat chiar de ziua Sfântului Ștefan, la vreo 100.000 de oameni o să se ducă numai de pe Facebook-ul în mănăstire, cred că o să se ducă și la mult mai mulți, pentru că pofta vine mâncând și mai întâi omul când vede, după aceea va și dori. Multe lucruri se pot face, sper ca organizatorii să aibă tenacitatea de a merge mai departe. Pas cu pas, pas cu pas, până vor duce această rută la nivelul care se cuvine, la nivelul Sfântului Ștefan și la nivelul nostru al românilor. Pentru că nu suntem deloc țări mici, ci suntem țări în care au ceva de spus celorlalți și prin care Dumnezeu are ceva de spus celorlalți. Cred că am fost puțin emoționat. Am vrut să vă spun un cuvânt de suflet, pentru că am simțit că cei care s-au adunat aici, începând cu organizatorii, vor să facă ceva de suflet. Și îi pomenim, la noi, la mănăstire, este începutul unei rute extraordinare, se cheamă Via Transilvanica. Începe de la Budna și se sfârșește la Drobeta, turnul Severin, la piciorul podului lui Apolodor din Damasc. Are mult mai mulți kilometri ca aceasta, cu eforturi și mai mari au reușit să atragă foarte multe sponsorizări pentru un PR foarte bun, dar pas cu pas cred că și această rută va deveni ceea ce trebuie să fie. Un ultim lucru, Sfântul Ștefan a fost și în Țara Românească, a făcut și o biserică la Râmnic, a fost și în Transilvania, a făcut și acolo biserici, a fost și în zona Ucrainei, mă refer dincolo de Nistru, la Colomeia, de exemplu, unde a avut o întâlnire foarte importantă pentru politica acelor vremuri. Dar pas cu pas, mai întâi locurile de aici, mai din apropiere, să fie cumva făcute vizibile prin această rută și să fie unite, pentru că majoritatea lor sunt foarte vizibile și cunoscute, dar sunt mai puțin unite. Cu acest gând de a contribui la unirea sufletească a românilor, a oamenilor în general, aș vrea să închei și să urăm acest testament nescris al Sfântului Ștefan legat de credință și de dragostea de neam, de dragostea de aproapele. Este o chemare care, vedeți, ne-a adresat-o și în 2004 o doamnă chiar din Orhei și cred că mai ales tânăra generație care are nevoie de exemple de unitate și de exemple de maturi care lucrează împreună pentru a le oferi ce este mai bun, au foarte mare nevoie. Să vă ajute Dumnezeu și Sfântul Ștefan și sfinții care sunt pe această rută, pentru că nu numai el, am spus de Sfântul Iacob, sunt și alți sfinți, fost mitropoliți ai Moldovei și la Iași și la Suceava și în celelalte mănăstiri și cetăți importante care au vegheat
și în vremea Sfântului Ștefan și mai apoi asupra poporului. Să vă ajute Dumnezeu și Maica Domnului. Părinte, vă mulțumim. Emoțiile au ajuns până aici în studioul la Chișinău și cu referire la invitația dumneavoastră pentru 2 iulie 2021, cu eforturile comune, noi sperăm că o să realizăm acest video. Vă mulțumesc mult încă o dată, să aveți o zi bună în continuare și multă sănătate. La revedere! Din partea Mănăstirii Putna și a Arhiepiscopiei Sucevei, să știți că există tot sprijinul pentru această rută. Pentru a putea vorbi, astăzi am luat binecuvântare și la înalt presunții cu Părinte Calinic, este noul arhiepiscop al Moldovei, al Sucevei și Rădăuților, care este foarte interesat să dezvolte lucrurile pentru a sluji pe oameni. Mulțumim frumos pentru susținere. Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumim! Stimată audiență, noi mergem în continuare la altă destinație. Conform legendelor, niciuna dintre cetățile Moldovei nu a avut o viață mai tumultoasă decât cetatea Tighina, care a rezistat mai bine de 500 de ani în fața războaielor și timpurilor și este un obiectiv nelipsit a turilor din regiunea transnistriană. Cu mai multe detalii, invit pe ghidul principal al cetății Tighina, Alexandru Bulgakov. Gospodin Alexandru, vă naslышите? Добрый день, да, добрый конечно. День. Я вас приглашаю. Благодарю. С вашего разрешения я включу сразу презентацию, да, чтобы да, познакомить. Trecem imediat la prezentare, ca să familiarizez participanții, auditoriul cu complexul nostru. Sper că puteți vedea prezentarea pe ecran. Eu vă salut din orașul Tighina sau Bender și din câte cunoașteți, cetatea Tighina este una din cetățile cele mai vechi din regiunea noastră, cu o istorie bogată, care a devenit un obiectiv turistic deschis pentru vizitatori. Doar 12 ani în urmă, până atunci, în păcate, cetatea a fost închisă atât pentru cercetători cât și pentru vizitatori. La ziua de astăzi, complexul nostru este unul din cei mai mari din regiune, care include nu doar cetatea, include și o necropolă militară, unde au fost îngropați 5.000 de militari din Rusia, Suedia, Franța, Germania și alte țări. La fel, pe teritoriul complexului a fost restaurat complet hramul din secolul XIX, dedicat Sfântului Nobil Kneaz Alexandru Nevski și parcul a fost deschis pe teritoriul cetății exterioare. Pe teritoriul cetății a fost amplasată o bază militară ceva timp. Pentru noi a fost o perioadă dificilă și nu a fost ușor să atingem obiectivele noastre ca să transformăm cetatea într-un obiectiv cel mai atractiv turistic în regiune. Pe parcursul anului trecut, în anul 2019 am avut aproape 60.000 de vizitatori. Nu știu dacă alte obiective turistice, poate pentru alte obiective turistice ca cetatea Suroca, cetatea Albă, nu sunt cifre mari. Pentru noi sunt rezultate foarte semnificative datorită muncii intense cu partenerii noștri din Chișinău, din Odessa, din Kiev, din Polonia și din alte țări. Noi acordăm multă atenție, vrem să ne asigurăm că nu doar turiștii din afara țării ne vizitează, undeva fac 35% din toți vizitatori, dar și vizitatorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Noi avem două rute de ghidare
pe teritoriul cetății. Unul este dedicat turului de citadelă și muzeul istoric al cetății. A doua rută este extinsă și conține un tur al cetății de jos, care la fel este restaurată și începe să-și deschide ușile pentru vizitatori. În cadrul muncii noastre, noi am atins anumite progrese, pentru că ne-am pus o sarcină ambițioasă să facem aceste tururi în cât mai multe limbi posibile, nu doar în 2-3. Și noi avem acum ghidaj în rusă, română, engleză, italiană și germană din partea ghizilor noștri, la un nivel destul de înalt, ceea ce la fel influențează numărul de vizitatori la cetate și la muzeul nostru. În cadrul rutei planificate, dedicate lui Ștefan cel Mare și Sfânt, noi invităm să vizitați muzeul nostru, care reprezintă istoria nu doar orașului nostru, dar în întregii Moldove. Și Bendera, Tighina au fost parte a Moldovei pe timpurile lui Ștefan cel Mare și Alexandru cel Bun, de fapt, a fost cel care a înființat orașul nostru. Ștefan cel Mare a foarte, foarte, foarte multă atenție a dedicat localității noastre și protecției teritoriului de la Imperiul Osman și tatarilor din Crimeea, care foarte des atacau Moldova. Și Ștefan cel Mare a foarte mult a ținut de protecția frontierelor statului și în Tighina. Noi și acum avem o legendă că în biserică lângă Tighinicheacea, înaintea unei campanii militare, Ștefan cel Mare a vizitat această biserică. Mai mulți vizitatori ai complexului nostru se familiarizează cu mult interes cu exponatele expuse în muzeul nostru, care conțin mai multe obiecte din acea perioadă. Dar activitatea de muzeu nu este o singură direcție de activitate. Noi dezvoltăm foarte intens activitățile culturale cu participarea activă din partea partenerii noștri din Chișinău. Am desfășurat un șir de activități dedicate istoriei, culturii regiunii noastre. Am organizat mai multe concerte, festivaluri pe teritoriul cetății Tighina, care au fost la care au venit nu doar cei care trăiesc în apropiere, dar și oaspeți din îndepărtare. Am deschis un spațiu de expozițional recent, astfel am extins posibilitățile de a prezenta istoria și cultura bogată a regiunii. Și o direcție nouă de activitate pentru noi ține de festivaluri istorice. Anul trecut am desfășurat un festival internațional de luptă medievală cu spada de Genova.
am avut oaspeți din Chișinău și din alte părți. Încercăm să diversificăm viața cetății noastre și să ridicăm muncă la un alt nivel. Mass media, la fel, este interesată și de câteva ori cetatea Tighina a devenit o platformă pentru realizarea filmelor. Cum colegii noștri ne-au explicat, colegii de la televiziunea Steaua, cetatea noastră a fost cea mai potrivită pentru ideea lor de film. Și din păcate, în zilele noastre, noi avem foarte puține perle ca cetatea Tighina, care au rămas, care s-au prezervat până acum. Și noi trebuie să depunem toate eforturile ca să conservăm acest patrimoniu. Interesul crește față de complexul nostru și noi încercăm să ne promovăm pe arena mondială. Anul trecut noi am lansat o pagină web nouă și deci vedem că într-adevăr interesul crește și acest interes depășește teritoriul regiunii noastre. Deci nu vine doar din partea Moldovei, României și Ucrainei, dar și din Statele Unite, Australia, Japonia. Un interes mare este arătat și de turiștii din Europa. Acest lucru ne ajută, este datorită promovării, cooperării cu colegii noștri din România și Ucraina, dar și cu Slovacia, Polonia, Ungaria, Germania și alte țări. În mare parte, acest lucru ne-a motivat să implementăm plățile fără numerar. Mai multe agenții turistice din Chișinău, din Odessa, rezervează serviciile și au posibilitatea să achite pentru aceste servicii prin bancă. Bineînțeles că acest lucru le scutește de necesitatea de a converti valuta în ruble transnistriene și pentru vizitatorii care vin la noi, vizitatori individuali și care achită în numerar, noi la fel am obținut obținut posibilitatea să efectuăm operațiunea și în lei moldovenești, în euro și în alte valute. Astfel, eliminând barierele adiționale pentru promovarea și dezvoltarea turismului în regiunea noastră. Participarea la diferite activități, cum conferința de astăzi, contribuie la promovarea și dezvoltarea turismului și noi sperăm că aceasta va deveni încă un pas înainte în dezvoltarea nu doar complexului nostru, dar și relațiilor noastre de parteneriat cu colegii din Chișinău și din alte țări. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnul Bulgakov. Eu am o întrebare scurtă pentru dumneavoastră. În opinia dumneavoastră, internaționalizarea rutei, oare va crea posibilități pentru a mări numărul de vizitatori cetății? Bineînțeles că această rută este un proiect mare de anvergură care în termen lung va spori interesul față de complexul nostru, nu doar pentru turiști din țările vecine, Ucraina, Republica Moldova, România, dar și din exterior, pentru că va ajuta să promovăm și să povestim despre regiunea noastră, despre
premileagurile noastre. Vă mulțumesc foarte mult, noi suntem foarte bucuroși că dumneavoastră ați avut posibilitatea să participați la forul nostru. Vă mulțumesc pentru invitație și vă așteptăm să ne vizitați. Bineînțeles. În continuare, din Tighina mergem în România. Un alt partener este din România, Asociația Bâtca Doamnei, organizatorul primei ediții a simpozionului cetățenilor lui Ștefan cel Mare, care s-a desfășurat la Neamț în 2019, iar astăzi o avem ca invitat pe doamna Corina Mândru, președintele asociației, care vine să ne prezinte realizările acelui simpozion. Doamna Mândru? Bună ziua, ne auziți? Și noi, la fel, bună ziua, aveți cuvântul. Cu salutul de la Curtea Domnească de la Piatra Neamț către tot auditoriul. Știți că există multe cetăți și multe mănăstiri, dar o singură Curtea Domnească și ea este la Piatra Neamț. Mă prezint în două cuvinte. Asociația Bâtca Doamnei are drept scop educația civică și ca și misiune de suflet, contribuția la întărirea spirituală a neamului românesc. Ca atare facem asta de 11 ani, prin dezbateri publice, simpozioane, dar în special prin realizarea unor filme, reportaje sau interviuri care ne permit să ne bucurăm de frumusețile teritoriului românesc sau a altor zone unde locuiesc români și au dus spiritul lor acolo. Vreau să vă spun că la baza ideii acestui simpozion au fost două elemente. Eu am căutat tot timpul să leg Neamțul de Republica Moldova de Chișinău, găsisem un element comun și anume catedrala din Chișinău, Sfânta Teodora de la Sihlai, se spune Catedrala Mântuirii Neamului, și filmând acolo pentru a lega cu tradiția noastră, Sfânta este bine poziționată în județul Neamț și bine legată de Chișinău. Am avut o scurtă oprire în parcul mare din Chișinău la statuia lui Ștefan cel Mare și acolo am asistat la o scenă. Un tată venit cu copilul lui, cred că în jur de 5 ani avea un buchet de flori, a povestit istoria lui Ștefan cel Mare. Copilul a ascultat foarte atent și a fost extrem de încântat și de respectos să depună acel buchet de flori la statuia lui Ștefan cel Mare. Și atunci mi-am dat seama că elementul de identitate națională este perioada ștefaniană. Deci nu neapărat Ștefan cel Mare, ci tot ce a reprezentat istoria românilor în acea perioadă cu arhitectură, știință, dacă vreți, legături cu Europa și restul construcțiilor care ne-au rămas noi și, nu în ultimul rând, legendele și poveștile pe care noi le avem la fiecare metru pătrat. Al doilea element a fost întâlnirea cu domnul Bulat, când am, cu permisiunea dumnealui, am filmat cetatea Soroca și am realizat un material și ascultându-l vorbind și transpunându-ne din lumea reală în lumea istoriei, mi-am dat seama că trebuie cunoscut la Piatra Neamț. Acum în România o mai vedea noi ce traseu vom lua, dar la Piatra Neamț pentru prietenii și legăturile mele obligatorii. Și de aici am dezvoltat împreună cu câteva patronate, alte ONG-uri, cu sprijinul administrației locale de la noi, de la Primăria Piatra Neamț. Și trebuie să menționez cu sprijinul Centrului pentru Istorie și Cultură Militară din Chișinău. Și fără discuție, cu ajutorul domnului Bulat, s-a născut și ideea desfășurării ediției a doua. Eu trebuia să vă spun impactul care l-a avut, de ce mă bucur foarte mult că ați ales tema asta, pentru că este foarte important să aveți percepția societății civile și a mediului de afaceri. Asta înseamnă că ulterior simpozionului, care fac o paranteză prin materialele video distribuite și prin DVD-urile puse la dispoziția ONG-urilor și a patronatelor în Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău, deocamdată. Cred că un grup de 45 de persoane, deci nu cred, 40-45 de persoane, însemnând reprezentanții ai ONG-urilor și ai mediului de afaceri,
au hotărât să participe la organizarea cei de-a doua ediție, care ar fi urmat să se desfășoare în Republica Moldova. De ce acest lucru? Prima idee de viitor, a rămas de viitor, având în vedere subiectul acesta cu pandemia, a fost următoarea motivație. Ce au în comun cetățile lui Ștefan cel Mare și cum s-ar putea întâlni ghizii acestor cetăți de peste tot într-o ședință comună ca să găsească un element comun să-l aducă discursului lor și prezentării individuale din fiecare cetate. Al doilea aspect pe care l-am urmărit a fost cel al conexiunii între oamenii de afaceri care reprezintă agenții de turism. De ce? Subiectul pe care l-ați demarat dumneavoastră și la care cu bucurie mă alătur înseamnă un domeniu extraordinar de vast. Să faci, am stat și m-am gândit dacă ar pleca, ar trebui să facem un grup de excursioniști din Neamț, să zicem, sau din Suceava și să facem tot traseul acestor cetăți, nu ar ajunge două luni, cred, după părerea mea, pentru că fiecare județ, dacă e să o luăm așa, inclusiv județul Cluj, au un edificiu sau o mărturie a prezenței lui Ștefan cel Mare acolo sau a relației lui cu reprezentanții timpurilor. Și atunci, agențiile de turism ar putea crea mai multe trasee individuale, nu neapărat foarte mari, și să se alăture acestei rute, mergând cu grupuri de oameni, pentru ca fiecare obiectiv, fiecare pensiune, fiecare locație să fie vizitată și coptată în acest traseu, în această rută transfrontalieră pe care ați creat-o, domniile voastre. Cam astea ar fi ideile care au rămas în urma primei ediții a simpozionului din 2019. Eu mă bucur foarte mult că m-ați invitat să iau parte la această întâlnire și să descriu ideile pe care le avem noi de aici din Neamț, Botoșani, Suceava. Și sper că în viitor acest forum să fie un deschizător de drumuri. Este partea administrativă, este partea științifică prezentă din toate zonele, din cele trei țări și din Tighina, bineînțeles. Și, desigur, vin și eu cu societatea civilă, dar mai ales cu un lucru la care eu țin foarte mult. Eu cred că mărturia pentru viitor este documentarul video, monografia video, și ceea ce îmi doresc să fac împreună cu dumneavoastră este să realizez documentare video cu traducere în engleză, care să menționeze, practic, granițele acestui teritoriu marcat de Ștefan cel Mare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, doamna Corina. Cu siguranță sperăm ca în 2021 să avem o colaborare frumoasă și ați menționat și tururile informaționale care sperăm că odată cu ridicarea acestei pandemii să începem a lucra inclusiv la capitolul de tururi informaționale pe teritoriul a trei țări care sunt în acest forum. Vă mulțumesc frumos, să aveți o zi bună în continuare! Mulțumesc! În eforturile de promovare a sectorului turistic, de dezvoltarea produsului turistic și de realizarea campaniei de promovare Ne-am pornit, Agenția de Investiții este susținută de partenerul strategic. Proiectul de competitivitate a Moldovei, finanțat de USAID, Guvernul Suediei și UKAID. În acest sens, invit cu un speech pe doamna Diana Lazar, director adjunct al proiectului. Doamna Lazar, ne auziți? Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, aveți cuvântul! Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă adresez tuturor participanților la acest minunat forum, în prima ediție și la care sperăm să urmeze și multe alte ediții. De asemenea, din partea proiectului de competitivitate din Moldova, partenerul strategic al industriei turismului de mai bine de 7 ani, din resursele donatorilor, și anume a USAID, Guvernului Suediei și Guvernului Marii Britanii, am avut o deosebită plăcere să colaborăm și să contribuim direct sau indirect prin resursele generate în cadrul programelor administrate de proiectul de competitivitate la crearea și inaugurarea
în consecință, astăzi și pe parcursul anului trecut, acestei noi itinerariu turistic, ruta cultural-turistică Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt. Pe această cale aș dori să adresez sincere felicitări Agenției de Investiții din Moldova pentru dinamismul și pentru insistența cu care a promovat implementarea acestui proiect transfrontalier, un proiect de succes care marchează o colaborare prin care s-a demonstrat posibilitatea de juncțiune a eforturilor, a resurselor cultural-turistice din România și din Republica Moldova și sperăm noi din Ucraina în viitor. Această rută cultural-turistică, desigur, va impulsiona cererea pentru călătoriile în regiunea Europei de Est, dar și a călătorilor intraregionale. Ori, acum, în special în această criză pandemică, este oarecum simbolic faptul că Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt ne oferă un imbol de colaborare și o oportunitate de parteneriat transfrontalier, dar și, așa cum putem constata din prezentările antevorbitorilor mei, un parteneriat public-privat, un cadru pentru un ecosistem viabil al industriei turismului, atât din Moldova, dar și din țările învecinate, ceea ce ar putea să ofere o nouă oportunitate de reziliență în cadrul acestei situații de criză, dar și reluarea dinamică atunci când va fi posibil. De mai bine de 5 ani, în cadrul proiectului de competitivitate, am văzut alături de partenerii, autoritățile publice responsabile de turism, dar și de partenerii sectorului privat, importante realizări, cum a fost și lansarea și dezvoltarea, promovarea ulterioară a brandului național turistic Pomul Vieții, devenind prin excelență un brand național. Am susținut campanii internaționale de promovare și am fost alături în organizarea vizitelor pentru presa străină, pentru mai mult de 200 de jurnaliști străini care au generat apariții publice pentru Republica Moldova în cele mai importante reviste turistice, dar și am fost alături de lansarea și îmbunătățirea facilităților turistice pentru pensiuni rurale, crame vinicole, centre meșteșugărești, pentru acei ghizi de turism care au putut să-și îmbunătățească competențele profesionale în cadrul cursurilor de instruire realizate în parteneriat cu Asociația Globală a ghizilor, Asociațiilor Ghizilor de Turism. Toate acestea, desigur, au fost și sperăm noi pot fi precursori care să contribuie pentru succesul și valorificarea rutei cultural-turistice Ștefan cel Mare, iar în contextul crizei pandemice globale, credem noi că reluarea unui turism de proximitate, în special între țările limitrofe, vecine ale Republicii Moldova, ar putea fi o primă deschidere sau redeschidere a circuitului turistic. Ne-am bucurat de succesul campaniei de promovare a turismului domestic, ne-am pornit. De ce nu această rută cultural-turistică Ștefan cel Mare să devină pista de lansare și de reluare a circuitului turistic regional, transfrontalier și în același context juncțiunea sau sinergia care poate exista și o vedem noi realizată prin intermediul atracțiilor turistice nespecifice introduse în itinerariul nou lansat, prin prezența mai multor pensiuni rurale, crame vinicole și alte puncte de atracție, vedem o sinergie frumoasă între ruta cultural-europeană Drumul Vinului Moldovei, parte a Iter Vitis, Leșman de la Vini, prima rută cultural-turistică care a fost certificată sub egida Consiliului Europei, acestea fiind, de fapt, credem noi, importante priorități pentru agenda comună a industriei turismului, iar noi,
prin intermediul proiectului de competitivitate din Moldova, vom continua să fim alături și să susținem aceste demersuri de dezvoltare. De aceea vă urăm foarte mult succes și sperăm la o reluare și la o reziliență pentru operatorii din industria turismului, iar noi să putem să contribuim la reluarea acestei activități într-un timp cât mai scurt, dar și într-un context global de siguranță. Vă mulțumesc mult! Doamna Lazar, vă mulțumim pentru mesajul de susținere, să aveți o zi bună. Onorată asistență, acestea sunt o parte din obiectivele prezente, inclusiv pe platforma stephenthegreat.travel. Menționez faptul că informația pe pagina web se completează sau actualizează la cererile administratorilor obiectivelor turistice. Agenția de investiții consideră oportun de a menține identitatea vizual creată pentru rută, indiferent de locațiile obiectivelor turistice. Și invităm ca toți partenerii să utilizeze pe această identitate vizuală pentru a lansa un mesaj unic turiștilor. Vă mulțumesc frumos și vă urez o zi bună. Noroc. This is the way we Moldovans greet each other. With this word, we wish each other good luck when we begin our journeys. Our roads always bring you to a place where you feel like home. This is Moldova, a tree that grows in a fertile land. And this is how we want to be known to the whole world. That is why the Tree of Life is our symbol. It represents the contemporary Moldova, but also the origins of our nation. As the tree is often crafted in our traditional carpets, included in UNESCO's patrimony, the roots symbolize the development and continuous growth. We crowned our tree with a rose, our metaphor for love and family. In the rose, we find the symbol of digital connectivity. Hope and faith are represented by the symbol of the cross. The cups celebrate the pride for our legendary wines. The fabric symbolizes the craftsmanship, including our textile industry. The screw represents the automotive and electronics sector. A symbol of our tradition, the basil is associated with protection and purity. Vegetables and fruit tell us about the diversity of orchards. The intertwined branches illustrate the infrastructure and the economic bridge between the West and the East. Finally, the M letter from the name of Moldova symbolizes the land that holds our spirit, the fertile soil on which any idea, initiative, or investment comes to life and brings harvest. In a fast-changing world, we come with a promise and an honest invitation. Be our guest and grow your business here with us. Stimați participanți, stimați oaspeți, mă numesc Ștefănesc Igor, reprezint Agenția de Investiții și anume Direcția Promovarea Investițiilor și Protejarea Investițiilor. Voi modera cea de-a doua parte a forumului Ruta Cultural-Turistică Ștefan cel Mare și Sfânt. În această parte ne vom axa mai mult pe posibilitățile extinderii rutei, internaționalizarea acesteia, promovarea pe extern, dar și beneficiile care pot fi obținute în urma acestor procese. Iar în scopul monitorizării obiectivelor turistice, consiliere, instruire și promovare, Consiliul Europei a creat în 1987 Institutul European al Rutelor Culturale. Iar în octombrie 2019, Agenția de Investiții, în cadrul forumului anual al rutelor cultural-turistice europene, a prezentat pentru prima dată ruta DATA, care s-a bucurat de un succes, iar Republica Moldova și România și-a manifestat inițiativa de a continua eforturile comune pentru a facilita internaționalizarea și promovarea acestei rute.
despre oportunitățile pe care ne le oferă Forumul Rudelor Culturale pe lângă Consiliul Europei, ne va vorbi directorul Institutului European al Rudelor Culturale, domnul Stefano Dominioni. Ciao, Mr. Stefano. Buongiorno, ciao, come va? Excellent. Now I turn to English. Hello, how are you? We can hear you very well. Sunt foarte bine. Dumneavoastră ați fost unul dintre cei care ați fost la forum și acum să vorbim despre ruta noastră, Ștefan cel Mare. Vă oferim cuvântul pentru a ne spune un pic mai multe despre beneficiile calității de membru în instituția noastră. Vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur foarte mult să particip în conferința dumneavoastră dedicată domnitorului Ștefan cel Mare și pregătirii rutei culturale a Consiliului Europei. Mă bucur foarte mult că m-au invitat la forum. Ștefan cel Mare pare să fie o rută, o rețea de fapt foarte promițătoare, bazată pe cultură, tradiție și istorie României, Moldovei și chiar a Ucrainei. Și mă bucur foarte mult să văd această inițiativă, în special în țările unde rutele culturale ale Consiliului Europei s-au dezvoltat destul de semnificativ în ultimii ani. Și mă bucur foarte mult să fac parte din acest proces și mă bucur de asemenea de faptul că guvernele României, Moldovei și Ucrainei sunt interesați de cooperare în acest sens. Eu am pregătit o prezentare pentru dumneavoastră, astfel încât să vedeți unele activități ale noastre. Și acum am să încerc să partajez ecranul cu dumneavoastră pentru a confirma că îl vedeți. Vă rog să-mi dați un semn. Sper că vedeți ecranul. Bine. Rutele culturale ale Consiliului Europei se bazează pe structura organizației noastre. Noi suntem o organizație internațională fondată în 1949. În prezent avem 47 de state membre, inclusiv toate țările care participă în proiectul dumneavoastră, România, Moldova, Ucraina. Cartierul general, oficiul central se află la Strasburg, în Franța, și valorile principale ale noastre sunt drepturile omului, democrația și supremația legii, dar de asemenea diversitatea culturală și dialogul intercultural. Programul rutelor culturale a fost creat în 1987 cu implicarea Santiago de Compostela. A fost prima rută culturală care a fost certificată de Consiliul Europei cu mai mult de 30 de ani în urmă. Misiunea generală a programului este sporirea, activizarea patrimoniului nostru cultural în toată Europa, folosind ne de istoria comună, cultura comună, tradițiile comune și respectând și diversitatea noastră culturală, prezentând, celebrând diverse tradiții culturale și istorice. Ideea generală a fost să conectăm destinațiile culturale din Europa astfel încât să vedem aceeași istorie tematică, aceleași tradiții și culturi. Vedem Institutul European al Rutelor Culturale, care este bazat în Luxemburg. Este locul de unde pregătim candidaturile pentru certificare, unde candidaturile se evaluează
și se fac rapoarte de monitorizare. Noi de asemenea facem de aici misiuni de instruire și de consiliere. În anul 2010, Consiliul Europei a creat acordul parțial extins cu referire la rutele culturale ale Consiliului Europei. Iată aici, vedeți, țările membre ale Consiliului Europei care și-au unit eforturile pentru a-și promova rutele culturale. La începutul anului 2010, 14 țări s-au alăturat acordului. Actualmente, 34 de state fac parte din acest acord, sunt membri și România este un membru important al acestui grup de state. Noi sperăm că și Moldova, Republica Moldova și Ucraina se vor alătura în scurt timp. La Sibiu, anul trecut, în cadrul forumului, România prin intermediul Ministerului Culturii și Ministerului Turismului au organizat o discuție foarte importantă cu prietenii noștri din Moldova, care au indicat interesul lor de a se alătura rețelei de state membre. Este un grup important de țări. Astea sunt țările care răspund de stabilirea priorităților pentru program și de certificarea, de etichetarea rutei ca fiind o rută culturală a Consiliului Europei. Deci, în prezent, avem 40 de rute culturale certificate de Consiliul Europei. Multe din ele trec prin România și prin Moldova, unele trec și prin Ucraina. În total, 64 de țări sunt trecute de aceste rute certificate de Consiliul Europei. În Europa și în afara Europei, de asemenea, pentru că aceste rute culturale au și țări care se află, de exemplu, în zona mediteraneană și chiar mai departe. Fiecare din aceste rute are o entitate juridică stabilită într-un stat membru și cel puțin 3 state membre trebuie să facă parte din rută. În prezent avem peste 3.000 de membri activi ai rețelei în aceste 40 de rute culturale în peste 64 de state. Aici avem în vedere autorități locale, instituții culturale, muzee, fundații culturale, camere de comerț, organizații de turism. Deci este o rețea foarte, foarte extinsă. Noi de asemenea cooperăm cu partenerii instituționali, cu UNESCO, cu OECD. În 2019 am primit și un premiu foarte prestigios din partea regelui Carlos al V-lea. Deci, vedeți pe ecran cele 40 de rute culturale, începând cu Santiago de Compostela și ruta europeană a patrimoniului evreiesc, ruta europeană a cimitirelor, ruta vinului, ruta impresionismului, urmele cortinei de fier, grădinile istorice. Aici aveți doar câteva exemple de rute care au fost certificate de Consiliul Europei în cursul anilor. Trei tipuri de rute culturale. Pot exista rute liniare, adică rute istorice, rute de pelerinaj. Apoi avem rute teritoriale care sunt în același teritoriu și și rute care au formă reticulară. Aici se îmbină elementul cultural de relief, de exemplu. Vedem aici, de exemplu, ruta europeană lui Mozart sau ruta patrimoniului evreiesc.
Și vedem, de exemplu, aici și impactul economic al rutelor culturale. 90% din rute culturale trec prin zone rurale, ceea ce este foarte important în contextul diversificării ofertelor și accesului la destinații mai mici. Aceste destinații sunt mici, dar sunt foarte importante din punct de vedere cultural. Sunt destinații care necesită mai multă promovare, mai mult marketing și astfel noi obținem o comunicare și o vizibilitate pentru ele. Se integrează, cum am zis, zonele mai puțin cunoscute, se asigură strategii de sinergie și de cooperare și se asigură și o dezvoltare locală durabilă. Și se îmbunătățește situația economiei locale și apar și oportunități de angajare. Eticheta de calitate, ruta culturală a Consiliului Europei, este una foarte valoroasă. În primul rând, este reprezentată de valori europene. Oferă posibilități de schimb de cele mai bune practici la nivel transnațional și multidisciplinar. Sprijină schimburi culturale și educaționale și permite dezvoltarea unor proiecte inovative și produse turistice. Noi avem programe culturale unice pentru că ne axăm, în primul rând, pe destinații care nu sunt atât de bine cunoscute. Se dezvoltă clustere de turism european, noi conectăm diverse țări, dezvoltăm produse turistice transnaționale, implicăm agenți la nivel local. Este foarte important faptul că participă agenții locali în aceste rute culturale. Noi astfel asigurăm rețele transnaționale și avem o abordare de jos în sus în contextul gestionării culturii. De asemenea, vreau să menționez și beneficiile calității de membru acestor rute culturale, beneficiu pentru Moldova și pentru Ucraina. În primul rând, va fi posibilitatea de a participa în forumul anual consultativ, de exemplu, forumul de la Sibiu, doamna Cojocaru și colegii săi din Ministerul Culturii au organizat un eveniment foarte frumos, au promovat bogăția patrimoniului cultural românesc în cazul dat, dar au fost foruri organizate în Germania, în Italia, în Franța, în Austria, în Azerbaijan, în Spania. Și se oferă și instruiri pentru țările membre, pentru părțile interesate la nivel național și regional. Organizăm instruiri pentru funcționari publici la capitolul dezvoltarea rutelor culturale. Instruim și organizații turistice, mai facem și cartografieri a țărilor, rapoarte de cartografiere a țărilor. Sunt cataloage care țin de dezvoltarea rutelor în țări specifice, de exemplu în Muntenegru, Polonia, Turcia. Ei au solicitat de la Consiliul Europei astfel de rapoarte privind dezvoltarea rutelor culturale în țările lor cu implicarea experienței și cunoștințelor academice. De asemenea, sporesc legăturile de rețea și vizibilitatea. Este foarte important acest lucru pentru acest grup de state. Aceste state se întâlnesc în mod regulat la Luxemburg, la Strasburg și mai există și oportunități de finanțare. Vreau de asemenea să menționez evenimentele care urmează. Forumul anual consultativ va avea loc în Georgia în octombrie 2021. Sperăm că până atunci situația din Europa ne va permite să organizăm un eveniment foarte frumos. Apoi în mai iunie vom face o academie de instruire pentru rute de impresionism și acest eveniment va fi organizat lângă Paris.
Și în Luxemburg va fi organizată ședința grupului de coordonare pentru certificare în aprilie 2021. Iată aici, vedeți, resurse suplimentare, documentație, manuale, vedeți adresa pe ecran. Informațiile sunt disponibile în 7 limbi, inclusiv rusa, și este și o bază de date cu o hartă interactivă care conține informații despre toți cei 3.000 de membri ai rețelei. România este menționată, Moldova, Ucraina, și avem și resurse și publicații și informații detaliate privind solicitarea certificării și obținerea certificării rutei la Consiliul Europei. Iată cam atât am avut să vă spun. Vedeți cât de bogat este programul, cu siguranță noi putem spune cu mult mai multe la acest capitol. Nu ezitați să contactați echipa noastră la Luxemburg, secretariatul acordului parțial extins, și dacă aveți întrebări, cu mare drag vă răspund. Vă mulțumesc! Informative overview of your institution. Definitely, I can confirm that Agency of Investment of Republic of Moldova is very open to become one of the members of your institution. And we Ștefan, domniune, vă mulțumesc mult pentru această incursiune. Noi sperăm că în curând noi vom reuși să implementăm această inițiativă ca să beneficiem de acele bunele practici ce țin de promovarea itinerarului cultural. Astăzi am discutat cu partenerii din Ucraina, mi-au pus o întrebare foarte interesantă și vreau să vă readresez această probleme. Care ar fi beneficiile de promovare în cadrul acestui forum a rutelor culturale? Dacă am înțeles corect, vă mulțumesc mult pentru întrebarea. Doriți să aflați despre beneficiile organizării unui forum în una din țările membre ale UE, corect? Da, exact. Deci, bineînțeles că un forum reprezintă o deschidere, o ușă deschisă către patrimoniul cultural, și cu așa anul trecut, când România a găzduit acest forum, anul acesta Gruzia, la anul va fi Grecia, Polonia la fel a solicitat, s-a oferit să fie gazdă un astfel de eveniment, la care o să fie prezenți, o să participe experți în domeniul, reprezentanții instituțiilor europene, și într-adevăr este o oportunitate foarte importantă de a promova patrimoniul cultural al unei țări, de exemplu Ucrainei, într-o locație specifică. Este o fereastră care poate să asigură promovarea patrimoniului național al unei țări, care la fel este conectat și cu patrimoniul și tradițiile culturale și istorice. De obicei, un forum are loc pe parcursul a 3 zile și participanții acestui forum petrec câteva zile în acel loc unde are loc evenimentul, poate fi la Kiev sau într-o altă localitate, cunoscând și aflând despre obiectivele istorice, culturale, turistice din perspectivă europeană. Și noi încurajăm toți partenerii noștri. Noi sperăm că Ucraina la fel va deveni parte a programului Rădăcinile culturale a Consiliului Europei. Parlamentul discută la moment proiectul legii cu privire la această oportunitate pentru Ucraina și noi sperăm că aceste oportunități vor fi extinse și Ucraina va deveni un partener în cel mai scurt timp și va face parte și de Consiliul de Guvernare a acestui program care asigură certificarea rutelor culturale.
și Ucraina va fi inclusă și pe harta. Și în genere, astfel un forum va deveni o oportunitate extraordinară pentru promovarea țării la nivel european. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Dominione, pentru acest răspuns și pentru prezența dumneavoastră la acest eveniment, la acest forum internațional. Eu sper că noi ne... Ucraina va deveni un partener în curând, da, și Moldova la fel. Noi așteptăm că Moldova să se alăture nouă. În contextul în care actual al globalizării și pentru a asigura un flux constant de vizitatori și turiști, este obligatoriu să sistematizăm toate ofertele turistice. Despre potențialul economic și aspectele practice privind extinderea rutei, ne va vorbi prim vicepreședinte executiv al Federației Patronatelor din Turismul Românesc, domnul Dragoș Răducan. Domnul Răducan, vă salut, bună ziua! Bună ziua, sper că mă auziți. Vă auziți perfect. Vă mulțumesc mult că ați acceptat și sunteți prezent în acest eveniment. Mulțumesc. După cum cei care, cu care am colaborat în Republica Moldova știu, sunt un susținător al legăturilor româno-moldovene, română-române. Am fost foarte impresionat în prima mea deplasare când am fost întâmpinat de președintele de atunci al Asociației Patronale Industriei Turismului cu un bine ați venit acasă. De asemenea, avem schimburi foarte intense de idei, de colaborări. Chiar am organizat de două ori vizite ale hotelierilor din Republica Moldova în România, stagii de pregătire. Și sunt foarte bucuros că pot să îmi aduc aportul și să pun numărul la dezvoltarea acestei rute de suflet. Mie îmi place foarte mult, cum mi se spune în Republica Moldova, domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. În România noi nu mai spunem și Sfânt, îi spunem doar Ștefan cel Mare, dar este și Sfânt și pentru noi. Și ca să trec la subiectul pe care mi l-am propus, cum putem dezvolta și transforma această rută culturală într-o rută care să aducă profit celor care au curaj să o implementeze în programele lor. Sper că se vede ce șeruiesc, da? Se vede? Nu știu dacă vedeți. Da, se vede. Se vede, da? Da, minunat. Bun. Acest proiect unește încă o dată România cu Republica Moldova, două țări cu un trecut comun și sper și un viitor comun. Iar înainte de a concepe această scurtă prezentare, m-am uitat pe site-ul făcut cu ocazia acestui proiect și mi s-a părut foarte interesant. Este un instrument de lucru foarte util atât pentru persoanele fizice care vor să-și planifice o astfel de rută, cât și pentru agenții de turism care vor să conceapă un itinerar. Nu toți agenții de turism cunosc din România, cunosc, fiind mai tineri, cunosc istoria atât de bine cum ne-am dorit noi și știu să-și facă singuri itinerarul, de aceea acest instrument este binevenit. Și încă o dată, în această perioadă de pandemie, când se stă foarte mult în fața calculatorului, când copiii își fac lecțiile online, această rută poate deveni o lecție de istorie ce trebuie predată la fața locului, nu în fața calculatorului sau a telefonului. De aceea, proiectul trebuie cunoscut de profesioniști în turism, în primul rând. Deci el trebuie să se găsească acele soluții prin care agențiile de turism, hotelierii din zonele pe unde trece ruta, să cunoască că există această rută și să se implice în dezvoltarea ei. Dar legenda lui Ștefan cel Mare și Sfânt trebuie cunoscută la nivel mondial, așa cum este cunoscută lui legenda lui Dracula. Eu niciodată nu am fost foarte fericit că România este cunoscută ca țara lui Dracula,
aș vrea să fie cunoscută ca țara lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Dar pentru asta, așa cum unii dintre antevorbitori au spus, trebuie să urmăm câțiva pași. Turismul este o poveste care trebuie trăită. Nouă ne trebuie un Bram Stoker care să scrie pentru publicul din toată lumea povestea lui Ștefan cel Mare. Turismul este, așa cum am spus, o poveste. Dacă nu ai povestea, trebuie să o inventezi. Noi nu-l avem pe Bram Stoker. Ce putem face? Îl inventăm. Trebuie să investim într-o legendă care să vândă, să fie internațională, să devină internațională și să vândă un produs. Legendele noi le avem. Există pe plan local, pe plan național, dar trebuie îmbrăcate într-o formă astfel încât să fie agreate de fiecare piață turistică. Pentru că, într-un fel, trebuie promovată legenda într-o țară anglosaxonă, într-o țară latină sau peste mări și țări în Asia sau în America. Deci fiecare piață are particularități și noi trebuie să găsim acele particularități care să facă vandabil ca produs turistic această rută. S-a mai spus de faptul că obligatoriu trebuie organizate infotururi cu jurnaliști, influenceri, blogări. Și nu s-a spus faptul că trebuie găsite posibilități de stimulare financiară a agențiilor de turism care vor vinde aceste produse. Este o practică internațională să fie incentivați cei care vând acest produs și care vând în general un produs. Care ar fi piețele potențiale? Pentru că lăsând la o parte patriotismul, trebuie să găsim posibilitățile prin care această legendă să poată fi exploatată pentru a aduce bani celor care vor opera ruta. În primul rând avem piețele interne, organizarea de grupuri pentru elevi din România și Republica Moldova ca lecție deschisă de istorie și patriotism. Este cel mai la îndemână și cel mai apropiat imediat după ce se ridică restricțiile sanitare. Pentru că vor dori să plece, să viziteze toți oamenii și în special tinerii trebuie să educați în spiritul istoriei comune. Apoi, organizarea de circuite pentru grupuri sau persoane individuale cu tarife, cu posibilități de cazare, cu identificarea atracțiilor nu numai culturale, ca o experiență inedită, atât cultural-istorică, cât și de relaxare. Ar fi ceva inedit, un produs nou, dar care trebuie promovat. Pe piața externă, prima țintă pe care am putea să o avem ar fi organizarea de grupuri pentru români și moldoveni stabiliți în țări străi europene, care vin să vadă o poveste de suflet despre care doar au auzit unii dintre ei, dar acum au posibilitatea să o și trăiască. Deci ar fi și avem aproape 6 milioane de români și probabil că și moldoveni sunt câteva sute de mii plecați în Europa, care ar putea să fie ambasadorii acestei rute. Apoi organizarea de grupuri pentru turiștii din diferite țări europene, așa cum am spus, cu program adaptat specificului fiecare țări, pentru că trebuie adaptat pornind de la meniu, la timpul de vizitare și la obiectivele care se vizitează și la povestea care va vinde această rută. Pentru Asia, ei vin de departe, asiaticii vin de departe și vor să aibă un program în care să vadă cât mai multe lucruri în cât mai puțin timp. De aceea, iar ei au de obicei circuitele de cel puțin 2 săptămâni. De aceea trebuie organizate circuite transnaționale, România, Republica Moldova, Ucraina, combinate cu posibilități de agrement culinar, cu degustări de vinuri, cu spectacole populare și tradiționale românești. Pentru piața asiatică trebuie programul să fie foarte dens, să conțină multe atracții, care să nu fie numai culturale. Pentru Orientul apropiat, nu cred că este un produs vandabil pentru turiștii de religie musulmană, pentru că Ștefan cel Mare este un exemplu de luptă anti-otomană. În concluzie, datorită timpului îndelungat petrecut în izolare,
în fața calculatorului, turiștii sunt tot mai bine informați, au devenit mai sofisticați, sunt în căutare de autentic, însă autenticitatea este offline, este reală. Nu o putem transpune în online. Experiența turistică trebuie să fie redată, povestită, distribuită în online pentru a fi diseminată, dar trăită emoțional în lumea reală, independent de fiecare, ca persoană sau alături de alți turiști în grupuri. Trebuie să punem importanța pe crearea unui produs turistic emoțional prin originalitate. El este original, dar noi trebuie să promovăm această originalitate. Să concepem pachete de servicii care să ofere emoție și satisfacție, lucru realizabil prin tehnologiile moderne, cu care realitatea să fie augmentată. Deci, turistul care vine trebuie să spună, noi avem, cei care participă în infotururi au o expresie, wow! Deci această rută trebuie să fie wow, trebuie să fie deosebită. Trebuie să găsim unicitatea care să o facă foarte, foarte atractivă. Acest program, alături de alte programe, care sunt încă în etapa de concept, pot deveni trendul care este acum prezent în lumea turistică, turismul emoțional, care va fi foarte căutat, cred eu, după ce va trece pandemia. Aceasta a fost scurta mea prezentare. Acum, dacă sunt întrebări, cu mare plăcere vă răspund. Da, vă mulțumesc mult, domnul Răducan. Sincer, eu am vizualizat prezentarea voastră înainte de eveniment și am fost impresionat. Într-adevăr, sunt de acord că e nevoie de un brand stalker pentru a consolida imaginea lui Ștefan cel Mare, mai ales pe plan internațional, fiindcă viața și activitatea ca domnitor al lui Ștefan cel Mare este mult mai... După părerea mea, eu sunt pasionat de istorie de când eram la liceu și viața lui Ștefan cel Mare, într-adevăr, merită relatată cât mai multor persoane internaționale, fiindcă este totuși domnitorul cu cea mai vastă valoare pe care l-a avut neamul nostru. Dar în același timp, dacă noi totuși vorbim despre aspectul economic, e nevoie să creăm careva produse pentru a le putea și comercializa și integra în ruta cultural-turistică Ștefan cel Mare. Din acest punct de vedere, am vrut să vă întreb, având în vedere că mulți dintre membrii dumneavoastră, membrii federației pe care dumneavoastră o conduce, sunt reprezentanți ai industriei Horeca. Și care ar fi unele, poate, mecanisme, poate unele instrumente de care noi am putea beneficia de la început sau pe care le-am putea crea pentru a promova ruta și imaginea domnitorului Ștefan cel Mare? În primul rând, trebuie să dăm dovadă de patriotism și să nu ne gândim neapărat la partea economică, dar totdeauna e obligatoriu să atingem și aspectul economic. De aceea, așa cum am mai spus, trebuie să găsiți acele posibilități de premiere a celor care vor accesa acest program, care vor crea, din punct de vedere economic, aceste rute. Pentru că oamenii de afaceri, în primul rând, se gândesc la câștig. Din această cauză trebuie să găsite soluțiile de premiere. După aceea, premierea care nu trebuie să fie neapărat pecuniară, nu trebuie să se transforme numai în bani, nu trebuie privită numai în bani. Trebuie conștientizați că este o foarte bună metodă de promovare, de a face cunoscută locația, dacă e vorba de hoteluri, agenția, dacă e vorba de operatori, turoperatori, sau restaurantul, sau firma de transport, pentru că o astfel de rută trebuie accesată cu un mijloc de transport. Deci, din punctul meu de vedere, aceasta ar fi cea mai importantă modalitate de a cointeresa pe cei care vor să intre în acest, să zicem, parteneriat între autoritățile locale, autoritățile naționale, societatea civilă și operatorul economic.
Vă mulțumesc mult pentru răspuns și la fel vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră în cadrul forumului Ruta Culturală Turistică Ștefan cel Mare. Și vă doresc o zi reușită, domnul Raducan. Eu vă mulțumesc mult, a fost o plăcere deosebită și o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră. Mersi. În continuare, pentru a prezenta următorul speaker, vreau să fac o mică introducere ca să înțelegem procesul de includere a considera o rută culturală turistică internațională. E nevoie să includă cel puțin 3 state membre. La momentul actual, ruta culturală turistică are caracterul transfrontalier Republica Moldova-România. În acest sens, am decis să invităm și cetatea Hotin din Ucraina, care în perioada domniei lui Ștefan a fost puternic fortificată și a reprezentat un punct important strategic de apărare a nordului țării. Totodată este foarte important de menționat că cetatea Hotin este una din acele 3 cetăți care au beneficiat de programul Uniunii Europene privind reabilitarea cetăților, și anume cetatea Suceava, Soroca și cetatea Hotin. Pentru a prezenta monumentul arhitectural și oferta turistică a acestei regiuni, invit directorul rezervației cultural-istorice cetatea Hotin, doamna Elizaveta Buinovskaya. Госпожа Буйновская, здравствуйте. Мы очень рады, что вы приняли наше предложение, вы участвовали в нашем форуме. Pentru că ați acceptat invitația de a participa în forumul nostru. Vă transmitem cuvântul, vă auzim foarte bine și puteți scoate pe ecran slide-urile. Bună ziua! Mă bucur foarte mult să fac parte din această conferință. Mă bucur să vă văd pe toți și vreau să vă arăt cetatea noastră și ceea ce putem propune turiștilor care ar putea să ne viziteze. Vreau să vă spun în primul rând că cetatea Hotin a fost construită și extinsă de Ștefan cel Mare în secolul XV. Pereții cetății au fost ridicați până la 40 de metri și grosimea lor a devenit 5 metri. Pe atunci era o cetate foarte puternică și nu putea nimeni să o cucerească. Curtea cetății a fost extinsă în direcția de sud și este interesant că pereții au fost înfrumusețați cu desene din cărămidă roșie. Pe teritoriul cetății au fost o cazarmă, o biserică, un palat, o fântână și acum toate aceste obiecte pot fi vizitate de turiști. În anul 2000, atunci când a fost creată rezervația de stat, a început finanțare bună din partea statului și toate spațiile au fost restaurate. Începând cu anul 2000, vin mai mulți turiști la noi care pot să vadă toate obiectivele de interes. Plus la aceasta, în prezent avem 14 expoziții unde vedem lucruri foarte interesante. Vreau să vedeți acum dinamica creșterii numărului de vizitatori. În 2001, aproape 33.000 de turiști, în 2005, deja 56.000, în 2010, 75.000, în 2015, 87.000 și anul trecut ne-au vizitat peste 120.000 de turiști. În acest an, în legătură cu pandemia, nu am lucrat în permanență, ci am fost închiși pentru vizitatori o perioadă și vreau să vă zic că acum oamenii pot să vină la noi, pot vedea cetatea în toată frumusețea ei. Ce putem să mai oferim? 16 hectare de teritoriu în jurul
cetății Hotin mai există încă o cetate turcească. În 1711 a fost construită, este o cetate foarte mare și interesantă. Și fiecare turist care vine poate să vadă și teritoriul cetății turcești. Împreună cu castel avem 23 de obiecte de arhitectură, mai avem expoziții, 1200 de obiecte sunt prezentate în expoziții, obiecte arheologice găsite pe teritoriul cetății. Și vedeți în 2015 cum arăta castelul din interior și cum arată acum. Deci au fost lucrări de amenajare, a fost asigurat iluminat intern și extern. Deci avem acum iluminat care permite turiștilor să vadă castelul nostru și pe timp de noapte. De asemenea, continuă lucrările de reparație și restaurare în acest an. Am găsit și Casa Pârcălabului, am făcut conservare, însă și a fundamentului spațiilor și acum continuă activitățile de acoperire astfel încât să nu nimerească apa în pereții castelului, ca pereții să nu se distrugă. Și ce mai facem noi? Inovativ. Pe slide dumneavoastră vedeți complexul informațional turistic completat cu informații pentru turiști. Dacă turistul nu dorește o excursie, poate să citească liniștit toate materialele în complex. De asemenea, am completat expozițiile noastre cu așa numitele chioșcuri senzoriale cu informații. Deci, dacă ați intrat în zonă, puteți citi totul în chioșc. Noi, de asemenea, extindem campania publicitară. Am făcut 10 indicatori noi. Am făcut și o zonă foto. Extindem publicitatea noastră cu diverse buclete turistice informaționale. Și am mai făcut și asigurare cu Wi-Fi. Este bine pentru că fiind acolo pe loc, poți face și un live, poți publica o fotografie. Și avem și QR coduri. Le scanați și puteți trece pe pagina web a cetății și să studiați informațiile puse la dispoziția vizitatorilor. Vă mulțumim! Mulțumim, doamna Buinovskaya! Am văzut în prezentarea noastră că în fiecare an aveți tot mai mulți vizitatori și aș dori să vă întreb ce elemente de promovare folosiți ca administratori ai cetății Hotin pentru a atrage noi vizitatori? În acest an avem un proiect foarte interesant. La inițiativa președintelui Ucrainei am creat proiectul Călătorește Ucraina. Este cu susținerea Ministerului Culturii și Politicii Informaționale. Ce facem noi? Am creat așa numite magnete turistice și cetatea Hotin este unul din acești magneți. Noi colaborăm strâns cu canalele TV din Ucraina. În cadrul acestui program, acum se face promovare extinsă pe toate canalele TV din Ucraina. Ieri a apărut prima etapă și astfel avem parte de publicitate bună. Acum se dezvoltă și turismul intern.
Și noi încă ce mai facem? La noi se mai filmează seriale, filme, clipuri muzicale. Toate astea pentru a atrage mai mulți turiști. Mulțumim! Știu că aveți turblogeri bine cunoscuți. Toată lumea îi urmărește, inclusiv și la noi în țară. Cred că trebuie să implicăm și pe dânsii în promovarea produsului nostru. Mulțumim, doamna Buinovska, pentru participare în acest for. Vă urez o zi frumoasă. Mulțumesc și dumneavoastră. Rămânem pe teritoriul Ucrainei și următoarea regiune este regiunea Odessa, care este foarte renumită în Republica Moldova pentru oferta turistică a litoralului. Dar regiunea Odessa este bogată și istoric și cultural, având și o asociație a turoperatorilor care este destul de puternică și promovează, din punct de vedere istoric-cultural, oferta acestei regiuni, care în 2020 a devenit partener oficial al proiectului Drumul Vinului și Gustul Basarabiei Ucrainene. La fel este și autorul popularului ghid Odessa în împrejurimile sale. Pe această cale vreau să-l invit pe domnul Alexandru Grabovski, care este președintele Asociației Operatorilor, Agențiilor de Turism din regiunea Odessa. Господин Александр, здравствуйте. Мы очень рады, что... Bună ziua! Ne bucurăm că participați în forumul nostru, vă auzim foarte bine și vă transmitem cuvântul. Încă o dată vă mulțumesc, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la această discuție foarte importantă și vă mulțumim pentru că ați selectat un subiect atât de interesant care ne-a permis să unim aspectele istorice, culturale, etnice a trei state prietene. Cred că este foarte important acest lucru, astfel încât să obținem un produs transfrontalier calitativ. Dacă este vorba de locuri pe teritoriul regiunii noastre care sunt legate de numele lui Ștefan cel Mare, în primul rând este vorba de cetatea de la Belgorod-Dnistrovski sau Cetatea Albă. Cetatea Albă, așa a fost numit de ea, se mai numește Ackermann. Și trebuie să menționez că există niște mărturii foarte interesante, reflectate în mai multe surse, inclusiv cele din Armenia, în care se spune că această că această cetate a fost menționată în documente din anii 1440. Se spunea în texte armenești că, uite, rugăciunea robului lui Dumnezeu Teodorchi s-a împlinit în această cetate în perioada lui Ștefan Voievod. Nu uităm de aceea că există și alte obiecte care sunt foarte importante și foarte interesante. Este, de exemplu, și un templu grecesc antic. Și nu departe de Belgorod-Dnistrovski avem centrul de cultură a vinului Șabu, un obiect foarte popular în domeniul turismului gastronomic și vitivinicol. Avem un obiect relativ nou, o fabrică de producere a brânzeturilor. Și încă un obiect cunoscut de cei cărora le place vinul de calitate. Este o cramă cu vin autentic pentru meleagurile basarabene. Este un producător privat și crama se numește Mironovski Vina sau vinuri lui Miron. Și la 30 de kilometri de Belgorod-Dnistrovski
Sunt plajele din Carolina Bugaz și din Zatoca și la vreo 70 de kilometri este Odessa. Și să nu uitați că este foarte important să putem face tururi complexe care să permită turistului să facă contact cu istoria, să aibă mai multe impresii, mai multe feluri de deservire. Deci, ce mai avem noi interesant? Noi avem cetatea Chilia și lacul Catlabug, care sunt legate din punct de vedere istoric. În 1465, Ștefan a cucerit Chilia și acest lucru a permis să fie consolidate pozițiile Moldovei pe Dunărea de Jos și statul a reușit să-și protejeze frontierele de Imperiul Otoman. Și pe 16 noiembrie 1485, oastea Moldovei a câștigat lupta cu oastea Imperiului Otoman. Și Basarabia de Sud, de fapt, este o regiune foarte frumoasă a regiunii Odessa. Aici locuiesc peste 135 de etnii prezente în context istoric și în context gastronomic. Și atunci când sunteți în zonă, e foarte interesant, pentru că la câțiva kilometri de lacul Catlabuc este lacul Safian, este un bazin unic cu lacul Catlabuc, dar pe malurile acestui lac este un obiect foarte interesant care oferă produse craft, artizanale. Așa numiți melci ai Basarabiei. Este un produs de calitate, interesant pentru europeni. Plus la aceasta, la 36 de kilometri, este orașul frumos Ismail. Noi putem vorbi foarte mult despre valoarea sa istorică. Specialiștii din domeniul turistic consideră că este unul dintre cele mai atractive orașe mici din Ucraina. Și mai sunt și alte obiecte foarte interesante pe teritoriul Ismailului. Sunt monumente de arhitectură cunoscute, rămășițele obiectelor rămase de patrimoniul Imperiului Otoman, sunt lucrările arhitecților ucraineni cunoscuți și știind că publicul nostru se interesează de turismul oenologic și gastronomic, trebuie să menționăm un alt obiect. Noi ne bucurăm că am deschis cu câțiva ani în urmă acest obiectiv, Vinaria. Este într-un oraș micuț, dar este un obiect de talie internațională, unde se servesc vinuri excelente. Însăși locația este foarte interesantă din punct de vedere istoric și este un moment foarte interesant. Călătorind în istorie, în același timp puteți face cunoștință cu etniile din Ucraina, cu naționalitățile din Ucraina, cu bucătăria lor, ceea ce ne-ar permite să contăm pe popularitate a mai multor lucruri. Și dacă vorbim despre obiecte naționale, trebuie să vorbim despre puncte de reper, care sunt magnetul principal, dar trebuie să ținem cont și de infrastructura din jur. Eu mi-aș permite să ofer câteva sfaturi. Cum am putea transforma această rută foarte interesantă într-un produs turistic? În primul rând, dragi colegi, haideți să
Fim atenți, ruta este destul de extinsă, atât în timp cât și în spațiu. Respectiv, va necesita mai multe zile. Deci, trebuie să facem segmente. Uitați-vă, exemplu Odesei. Avem cel puțin 2-3 puncte în Ucraina, datorită acestei rute. Este în primul rând Odessa. Este Ismailul, unde se află trecerea cu internațională cu feribotul între România și Ucraina și noul feribot din Orlovka. Orlovka însăși este o locație foarte interesantă, o locație autentic moldovenească. Acolo este și un, și un restaurant cu bucătărie autentică excelentă. Cred că pe fiecare segment al rutei noastre am putea să oferim oferte concrete, opțiuni de cazare, de mâncare, care ar face ruta noastră mult mai atractivă. Mulțumim! Vă mulțumim, domnule Grabovski. Dumneavoastră cunoașteți că în Chișinău oamenilor lei este foarte dragă de regiunea Odessa, care este foarte extinsă din punct de vedere al produsului gastronomic, cultural și istoric. Și Odessa și litoralul, plus este și Dunărea. Este un produs extins și, într-adevăr, trebuie să facem uz de el. Am vrut să vă adresez o întrebare cu referire la experiența dumneavoastră. Cum credeți care ar trebui să fie următorii pași pentru a crea un produs competitiv, anume pentru baza rutei Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt? Dar dumneavoastră, practic, mi-ați răspuns la întrebare, vorbind despre aceste noi produse turistice. Dar dacă doriți să adăugați ceva cu referire la următorii pași de care trebuie să ținem cont atunci când promovăm ruta, cu mare drag vă ascult. Voi prezenta opinia mea cu mare drag, dar cu siguranță noi dorim să atragem turiști. Pentru aceasta trebuie să ieșim la prețuri reale. Ce înseamnă aceasta? De la fiecare participant al rutei trebuie să avem o propunere scurtă, laconică și bine ponderată, cu descrierea locațiilor propuse, iarăși o descriere scurtă și clară, și toate ofertele privind cazare, mâncare etnică, autentică, este foarte important. Nu putem oferi turiștilor noștri fast food, e nevoie de slow food. Și, repet, trebuie să construim totul în mod segmentat, să putem fi parte, componentă a unei rute mai mari și să putem folosi aceste fragmente în cadrul altor tururi, astfel încât să îmbogățim aceste elemente cu conținut și lucruri suplimentare. Eu cred că noi cu toții suntem aici profesioniști și înțelegem despre ce vorbesc. E vorba deja de interacțiune între operatori turistici. Se vor oferi servicii concrete în, de exemplu, cetatea. Și în regiunea noastră, după cum cunoașteți, eu nu v-am prezentat absolut totul. Regiunea este obiectul muncii noastre de zi de zi, cu
toate părțile interesate de pe loc, avem contacte de lungă durată. Produsul este gata, el este disponibil, doar trebuie sistematizat în cadrul conceptului acestei rute. Noi suntem pregătiți să oferim operatori responsabili care, împreună cu colegii din Moldova și România, vor fi operatori acestei rute și vor forma această rută în comun. Și ne bucurăm că astăzi au fost aici reprezentanți ai punctelor de interes de pe această rută, care ne-au vorbit foarte frumos despre locațiile respective. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru lucru de calitate cu mult interes investit. Mulțumim, domnule Grabowski, mulțumim pentru participare și sperăm să putem colabora și în continuare, cu siguranță. Revenim pe teritoriul Republicii Moldova pentru a comunica despre alte rute turistice naționale care cu siguranță vor evidenția atât aspectul cultural cât și oferta turistică a Republicii Moldova. După cum am și văzut, domnul Duminioni deja a evidențiat ruta Drumul Vinului Intervitis în acele 40 de rute înregistrate în cadrul Comisiei Rutelor Cultural-Turistice Europene. Și în acest context vreau să invit pe doamna Victoria Bucătaru, director executiv al Asociației Naționale pentru Turism Receptor din Republica Moldova. Bună ziua! Salut cu plăcere organizatorii acestui deosebit forum, în mod special toți urmăritorii, privitorii, toți cei interesați și, bineînțeles, toți participanții. Felicitări pentru această ascensiune frumoasă a rutei. Suntem bucuroși ca și să vă exprim aici suportul și aportul și parteneriatul din partea Asociației Naționale de Turism Receptor și Domestic din Moldova, din partea ANTRIM, și chiar ne-ar face o mare plăcere să unim eforturile cu ruta pe care urmează să o prezint. Bănuiesc că ați auzit în multiple cazuri despre ea, pentru că este una dintre cele mai importante și cu siguranță fiecare dintre noi s-a intersectat. Deci, Drumul Vinului Moldovei împreună cu ruta cultural-turistică Ștefan cel Mare, unite, vor căpăta o mai mare amploare și vreau să asigur Agenției de Investiții de parteneriat cu Asociația Națională de Turism Receptor din Moldova. Pentru că crește vertiginos valoarea acestei rute, vreau să vin și cu o plăcută surpriză pentru agenție. Tocmai am stabilit în ajunul acestui forum, am stabilit un parteneriat cu un partener din România, și anume din Iași, pentru a dezvolta 10 filme documentare despre Ștefan cel Mare, despre 10 mănăstiri din regiunea Moldovei. Din păcate n-am reușit să pregătesc o primă secvență pentru că suntem în lucru, dar vom avea timp să le vizionăm, să le colaborăm împreună, să le lucrăm și să le lansăm la momentul potrivit. Este un cadou special și a venit tocmai în ajun, s-a întâmplat în ajunul forumului. Aș vrea să vă povestesc despre devenirea rutei Vinului Moldovei, pentru că a durat, pentru că este de o valoare nemaipomenită, și vreau să vă spun că potrivit ultimelor descoperiri arheologice, practica vinificației pe teritoriul Moldovei moderne datează de 7000 de ani, încă de pe timpul civilizației neolitice Cucuteni-Tripoli. Deci, valoarea în ani este inestimabilă. Moldova este printre primele țări din lume cu cel mai bogat patrimoniu istoric-cultural vitivinicol. De-a lungul istoriei sale, vinurile și strugurii sunt împletite în țesătura culturii, în țesătura miturilor și legendelor țării noastre. Vinul face parte integrantă din tradițiile, obiceiurile și bucătăria locală a Moldovei.
cu peste 128.000 de hectare de viță de vie, Moldova are cea mai mare densitate de viță de vie pe cap de locuitor. Fiecare sticlă de vin moldovenesc, cumpărată, generează venituri direct sau indirect pentru fiecare a patra persoană din Moldova, care este aptă pentru muncă, adică pentru peste 200.000 de persoane. În acest sector activează fiecare a patra persoană din mediul rural, ceea ce înseamnă peste 150.000 de oameni. A treia conferință globală a OMT privind turismul vitivinicol a avut loc în perioada 6-7 septembrie 2018 la Chișinău, organizat în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova. Moldova fiind gazda ideală pentru această conferință globală privind turismul, pe lângă faptul că este acasă în cea mai mare cramă din lume. Frumoasă comparația cu Moldova. Moldova se mândrește cu nesfârșite rânduri de viță de vie și cu un puternic sentiment de comunitate și cultură bogată, cu muzică unică, dans, mâncare, poezie, arhitectură și bunuri artizanale. În combinație cu vinul, acest lucru creează o experiență autentică și unică pentru turiștii din întreaga lume. Vreau să vă spun că ruta vinului Moldovei, acum ajungem și la acest slide, era un istoric, un parcurs istoric foarte important pentru rută, a început ca inițiativă de implementare din 2004, când a fost aprobată decizia 554 privind aprobarea programului național în domeniul turismului, drumul vinului Moldova. Un sondaj efectuat de frontierele moldovenești, la frontierele moldovenești, adresat turiștilor la ieșire din Republica Moldova, efectuat anume în 2018, urmând metodologia Organizației Mondiale a Turismului, a arătat că vinul și cramele de aici au fost principalul motiv pentru vizitarea Moldovei pentru 43% din turiști, iar 69% din turiști au menționat că experiența lor în Moldova a depășit așteptările. Ceea ce vedem pe acest slide, vedem propriu zis semnarea care s-a întâmplat în februarie anul 2020 și înainte de a primi această certificare ITER VITIS, a fost lansat un proces intens de dezvoltare și de investiții. Deci n-a fost un parcurs simplu deloc. Numărul de vinării cu capacitate turistică s-a triplat în ultimii 5 ani. Industria vitivinicolă a înregistrat o dinamică creștere și aici aș dori să menționez o creștere a turiștilor interesați de cultura vinului moldovenesc și anume cu o valoare de 70%. În consecință, turismul vitivinicol împreună cu arborele vieții au început cea mai importantă parte a ofertei naționale de turism accesată de călători. Industria turismului și industria vinului din Moldova s-au dezvoltat într-o dinamică pozitivă, ziceam, în ultimii 5 ani, demonstrând sinergie și beneficii reciproce. Astfel, Ziua Națională a Vinului, de care știm cu toții, agenda cultural-turistică, pomul vieții, campaniile de promovare, Fii oaspetele nostru și Hai la mine acasă, au generat sute de publicații internaționale. Moldova fiind inclusă în top 10 în turismul vitivinicol, recomandat ca destinație în 2020 de winerist.com. Industria vinului și a viței de vie s-a dezvoltat atât de intens și cu ajutorul, în mod special, cu sprijinul MCP. Proiectul de competitivitate a acordat acest sprijin și a făcut posibilă lansarea traseilor vinului din Moldova. Traseile au fost, de asemenea, incluse în harta rutele vinului din Moldova, ca instrument promoțional pentru întreprinderile din industria turistică, precum și pentru confortul turiștilor. Traseile turistice, le vedeți pe această hartă, care fac parte anume din drumul vinului din Moldova, incluse în traseul european, includ anume tururi în cele trei regiuni vitivinicole cu indicație geografică protejată, și anume Codru, Valul lui Traian, Ștefan Vodă și lungimea totală o constituie 1560 de kilometri. Rutele vinului din Moldova au dezvoltat 7 itinerarii, le vedem pe această hartă, 7 itinerarii viticole și gastronomice unice în întreaga țară, inclusiv vizite la 30 de crame, le vedem marcate, le cunoaștem, bineînțeles, mulți dintre noi, pivnițe, sel de degustare, acces la 15 evenimente de enoturism și 10 de evenimente culturale captivante.
Așa. Aici, ca să vedem și în cifre niște eforturi și activități de dezvoltare și de promovare de după cortină, care nu sunt vizibile când vedem un singur indicator. Per total, aceste indicatoare și rutiere sunt instalate în valoare de, în cantitate de 156. Destinațiile turistice care sunt cuprinse pe această rută a vinului sunt cam 38 și complexe turistice vitivinicole incluse în această rută a vinului sunt 30 de unități. Bineînțeles, de distanță și parcurs și lungimea rutei este impresionantă, de 1560 de kilometri. Următorii noștri pași pentru dezvoltarea acestei rute absolut speciale s-ar reflecta anume în sprijinirea deschiderii a încă cel puțin 15 vinării care își vor lansa activitatea până în 2022. Și tocmai din cauza crizei provocate de COVID-19, un număr mare de vinării au făcut o pauză în acest an în activitatea lor. Plănuim să finalizăm plasarea peste 400 de indicatoare turistice în țară. La fel, dezvoltăm o rețea de TIC, de centre de informare turistică. După cum știți, avem în centru capitalei noastre un centru național de informare turistică și la fel există unul deschis în Găgăuzia, există unul deschis în Transnistria și la fel dezvoltăm această rețea cu foarte multe localități. Rămâne să vedeți. Deja sunt, puteți accesa în rezervația naturală Prutul de Jos, Orheiul Vechi și urmează și alte surprize frumoase. E important să se termine pandemia și să revină turiștii. Deocamdată cei locali să activeze și să acceseze cu plăcere. Am dezvoltat la fel pentru promovarea acestei rute tururi virtuale de 360 de grade cu scopul de a invita oamenii să descopere Moldova și planificăm la fel promovarea creativă. De exemplu, am dorit să promovăm o nouă campanie, că se întoarce Brad Pitt, toată lumea știe această campanie inițială. Ne propunem să realizăm interconexiuni cu ruta vinului din bazinul Mării Negre, cu ruta vinului din Europa Centrală și de Est. La fel, pentru a facilita accesul vizitatorilor străini și a turiștilor interni la destinațiile turistice, încurajarea călătorilor cu mașina și stimularea turismului, proiectul de competitivitate din Moldova a stabilit un parteneriat din 2018 încă cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, cu Oficiul Național al Viei și Vinului și Antrim pentru instalarea de indicatoare turistice în Moldova pentru circulația vizitatorilor. Aici vreau să menționez destinații ca exemplu care sunt incluse în ruta ITER Vitis și realizează conexiuni dintre vinării și pensiuni cu patrimoniul național. Mai pot să menționez la aceste imagini rezervația Prutul de Jos, Orheiul Vechi, Mănăstirea Capriana, rezervația naturală Codrii Moldovei. Industria turismului s-a dezvoltat și numărul turiștilor crescând cu 20% anual până în acest an, știm cu toții condițiile actuale, motivând astfel, crescând până acum, au motivat suficient cramele să-și dezvolte produsul turistic prin crearea unităților de cazare, prin dezvoltarea pachetelor turistice, prin ateliere de preparare a preparatelor naționale, plimbări cu bicicleta, etc., activități pentru copii. Potrivit unui sondaj de ieșire organizat în 2019, datele ne spun că 47% dintre turiștii care vizitează Moldova vor face acest lucru în continuare pentru a experimenta vinul moldovenesc, ceea ce evidențiază faptul că cultura vinului este principala caracteristică prin care oamenii accesează Republica Moldova și acesta este un fapt care face ca națiunea noastră să fie mândră de acest fapt. Moldova a evoluat spectaculos în ultimii ani și anume, dacă ne referim la o replică din 2013 pe care o găsim în Lonely Planet, ca fiind țara cel mai puțin vizitată din Europa, a evoluat până în 2018, până să fie numită una dintre destinațiile turistice de top și anume a apărut în New York Post. Organizăm mai multe excursii de presă până în acest moment și sper să le reluăm de primăvară, este o prognoză probabilă, și vom viza prezentarea Moldovei și a vieții noastre autentice jurnaliștilor, astfel
încât este tare important și este esențial faptul că după efectuarea acestor press trip-uri, jurnaliștii să reflecte despre experiența lor în mass media și așa și s-a întâmplat până acum și am văzut foarte multe materiale publicate în Polonia, în Italia, în Spania. Aici vedem harta și cu cine propunem noi să contribuim în continuare la dezvoltarea acestei rute a vinului. Deci ne oferim să oferim expertiza în trim și know-how în eventuală afiliere a rutei turistice voievodul Ștefan cel Mare la rețeaua de, rute culturale europene. La fel, ruta drumul vinului, să creăm sinergie și anume pentru valorile comune care constituie patrimoniu în domeniul vitivinicol și cultura. Și la fel, avem suportul partenerului strategic, proiectul de competitivitate din Moldova finanțat de USAID, Guvernul Suediei și Marii Britanii, și ruta cultural-turistică Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt să fie o afiliere de succes după modelul drumul vinului, cum spuneam și anterior. Aici vreau să vă prezint tocmai recentă o premieră că drumul vinului Moldovei a fost selectat de organizatorii printre trei finaliști premianți dintre toți din Europa în domeniul oienoturismului pentru promovarea unui turism cultural și sustenabil. Printre criteriile de premiere au fost apreciate complexitatea proiectului propus, capacitatea acestui de a consolida colaborarea între multiple reprezentanțe ai sectorului, precum producătorii de vinuri, agențiile de turism, asociațiile de profil, rolul de promotor al viziunilor inovatoare în promovarea experiențelor turistice și atitudinea responsabilă față de patrimoniul cultural, natural și social al țării. Pentru ca să găsiți ghidul de oienoturism, invităm toată lumea să acceseze moldova.travel.com și wineofmoldova.com pentru a vedea toate imaginile, toate videoclipurile la 360 de grade și pentru a cunoaște mai bine ce are de oferit frumoasa noastră țară, Moldova. Următorul slide este unul foarte aproape de sărbătorile de iarnă și revin cu o felicitare pentru Agenția de Investiții pentru realizarea acestui forum absolut deosebit, pentru că este frumos să urmărești cum toată lumea își manifestă interesul, suportul, dezvoltarea și crește vertiginos și doresc la mai mult și la mai mare agenții și întregii echipe pentru munca deosebită. La fel, ne propunem să susținem și să fim niște parteneri de încredere și să creștem împreună. Cu această rută despre care v-am povestit un parcurs istoric, vă povestesc altă dată cu mai drag și mai plăcere când revenim să putem accesa cramele noastre cu mai mult curaj și îndrăzneală și fără restricții pandemice. Cam atât, vă mulțumesc foarte mult și haideți să colaborăm în continuare. Vă mulțumesc mult, doamna Bucătaru. Într-adevăr, oferta turistică, oferta vitivinicolă a Republicii Moldova este un pilon al ofertei turistice a țării. Vă mulțumesc. În continuare vreau să-l invit pe următorul speaker, care a reușit în acest an să lanseze o rută nouă, care în contextul actual, global, în care avem o multitudine de oferte, a venit cu o ofertă nouă turistică, cu o rută care se numește Ruta Recordurilor Guinness din Republica Moldova, care e absolut inedită și oferă noi servicii turistice. Vreau să-l prezint pe domnul Sergiu Mania, președintele Asociației Patronale Industriei Turismului din Republica Moldova. Domnul Mania, vă invit în scenă. Bună ziua!
stimați colegi, onorată asistență, în primul rând dați-mi voie să mulțumesc pentru această invitație și să mulțumim Agenției de Investiții pentru această frumoasă prezentare a voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt. Considerăm că este o zi importantă, inclusiv pentru turismul din Republica Moldova, deoarece această rută ne face să fim mai puternici și pentru toți cei profesioniști din domeniul turismului, vorbim de operatorii turiștici, a venit o șansă frumoasă pentru ei să se promoveze mai activ peste hotarele țării, să promoveze valorile culturale, naționale a Republicii. Totodată, dați-mi voie să prezint astăzi un mic discurs referitor la acel traseu care a fost în comun cu colegii, în comun cu Agenția de Investiții, lansat în data de 9 noiembrie 2020, în ziua când a fost marcată Ziua Internațională a Recordurilor Guinness și a fost declarată această zi prima dată în 9 noiembrie 2005. Asociația Patronală Industriei Turismului din Republica Moldova a lansat acest traseu care este unul inedit, este unul unic atât în Republica Moldova, atât și în lume, și la moment include 5 atracții turistice unice, care sunt deja posedă recordurile Guinness, dar și candidați la recordurile Guinness. Traseul recordurilor include la moment 5 obiective turistice și vorbim aici de o colecție de podcoave, cea mai mare colecție de podcoave din lume, cea mai mare colecție subterană de vinuri, cea mai mare hartă a Republicii Moldova executată din monede, cea mai adâncă producție subterană de vinuri spumante din lume, metoda tradițională, și cel mai lung traseu de turism vinicul subteran din lume. Evident că nu ne vom opri doar la valorificarea acestor recorduri și ne propunem să mai adăugăm la această rută posibilitatea de a valorifica și a stimula agenții economici, inclusiv persoanele fizice, care ar putea să aducă faima Republicii Moldova prin cartea recordurilor Guinness. La moment cunoaștem că sunt aproape 30 de recorduri în Republica Moldova care ar putea fi prezentate către cartea Guinness și ulterior ar putea fi introduse în acest traseu. Asociația Patronală a organizat cu acest eveniment, cu evenimentul lansării, mai multe tururi informaționale, unde a fost prezentat către mediul academic, către mediul asociativ, turoperatorii, asociațiile turism din Republica Moldova, acest traseu care a presupus vizitarea acestor obiective turistice, mai multe seminare. În urma acestor tururi, lansării, au fost mai multe activități în domeniul mediatic, au apărut foarte multe noutăți pe portaluri de știri, au fost filmate mai multe reportaje care au fost deja plasate în rețeaua internet și prezentate de canalele televizate. Ne propunem să stimulăm crearea traseilor turistice naționale, dar și regionale, în care membrii APIT-ului să fie promotorii și obiectivele turistice care vor fi prezentate în aceste trasee, în aceste rute, să fie valorificate pe deplin. Aceste obiective turistice care sunt în acest traseu
reprezintă membrii noștri, membri asociației noștri, importanții actori ai turismului vitivinicol din Republica Moldova și nu numai. Și vorbim aici de complexul patrimoniul național-cultural, combinatul de vinuri calitative Milești Mici, complexul național-cultural Cricova, muzeul colecției domnului colonel Petru Costin. Vă mulțumim frumos pentru atenție, ne dorim cu toți că relansarea turismului în anul 2021 să fie mai rapid și ne dorim succes la toți cu această ocazie. Mulțumim! Vă mulțumesc foarte mult, domnul Mane, pentru ampla prezentare a rutei recordurilor Guinness din Republica Moldova. Aici a luat sfârșit a doua parte a forumului nostru și, într-un final, vreau să concluzionez că ruta transfrontalieră Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt reprezintă un complex care își propune scopul de a valorifica potențialul istoric comun a țărilor noastre. Mă bucur că astăzi a fost prezent sinergia trei țări, Republica Moldova, România și Ucraina, și doar împreună, uniți, vom reuși să promovăm această rută. La fel, vreau să-l citesc pe domnul Raducan, care corect a menționat faptul că noi trebuie să, pentru a internaționaliza această rută, e nevoie de o promovare a brandului și a brandului Ștefan cel Mare a Voievodului să fie recunoscută internațional. Vă mulțumesc și acum voi invita în scenă pe directorul general adjunct al Agenției de Investiții, domnul Ion Iordache. Vă mulțumim tuturor! Mulțumiri separate dorim să aducem hotelului Berz pentru această locație superbă, inclusiv pentru găzduirea evenimentului. Sunt să menționez că Agenția de Investiții este la dispoziția dumneavoastră pentru a acorda tot materialul vizual care a fost enumerat de colega mea, Irina Tolstousov, pentru a crea o identitate unică acestui traseu, inclusiv în Republica Moldova, România și Ucraina. Fiind în ajunul sărbătorilor de iarnă, vă doresc multă, multă sănătate alături de cei dragi și un Crăciun fericit. Mulțumim!